E sigur că vrei să faci asta? Adică, eu zic să te gândești încă o dată. Bă, sunt sigur? Dar poți să mai spui și mie, niciodată n-am fost așa sigur, poți să mai spui și mie încă o dată de ce a trebuit să ne urcăm undeva, să luăm câte o elitra și să ne aruncăm? Adică, de ce? Să fie cât mai sus. Păi, dar de ce facem asta? Ca să ne distrăm! Andrei, știi că putem să ne distrăm în orice alt mod, nu? Adică putem să găsim... Nu? Cum adică nu? Poți să te distrezi? Nu. Ba da! Nu, chiar trebuie să facem chestia asta? Nu știu, mie mi-e cam frică. E mai distractiv, Silent. Te rog. Ah, bine, hai. Până unde? Până jos acolo? Gen fix acolo? Nu? Dar până unde? Până pe muntele celălalt. Ah, ok, până acolo. Bine, hai că cred că o să fie ușor. Ah, ok, bun. 3, 2, ia-ți avânt, 3, 2, 1 și... Mamă, ce tare! Wow, 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 bine! Bădre, ești bine? Ce mă doare, au! Au! Bădre, ești bine, mă, ești bine? Ce mă doare? Ai de capul meu, sună o dată la ambulanță, te rog! Doamne, dar cum ai reușit, mă? Na, poftim, uitați-vă și voi, oameni buni, în ce situații mă aflu. Adică, bă, Andrei, știi ceva? Eu cred că ăsta e ghinion. Taci odată și sună la ambulanță, n-auzi? Eu cred că e din cauza că oamenii n-au dat like la clip. Adică, cred că da, asta n-avem ghinion. Da, asta avem ghinionul ăsta. Bă, să știi că e posibil dacă stau să mă gândesc. Exact, adică, 100% e de la chestia asta. Da, chiar. Păi vezi, adică, te rog, dă like, Mihai. What? Și tu, Alex? Mihai și Alex, vă vedem acolo! Ok, Andrei, acum e o singură problemă. Știi tu, gen, acum hai, adu ambulanță. Da, e o mică problemă, gen, nu știu cum să te anunț. Ce problemă? Nu am credit la telefon și nu pot să sun. Wow. Dar stai, nu te panica, rezolv problema imediat, imediat. Repede, repede, unde era, unde era, unde era? Stai așa, două secunde, două secunde. Ha, perfect. Nino, Nino, Silent, acum vin, ho! Stai așa, nu mai simt picioarele, nicio problemă. Nino, Nino, Nino. Ia uite, Andrei, ia uite, ambulanță privată, tot ce vrei. Hai, urcă, urcă aici. Și cum facem? Că nu pot să merg. Opa, chiar așa nu poți să mergi până aici? Nu? Bă, păi și eu am băgat benzină în asta degeaba, gen? Nu-mi simt nici mâinile, nici gâtul, nici picioarele, nici corpul. What? N-am mai auzit în viața mea așa ceva. Bine, te ajut eu să te ridici. Hai, du-mă odată, că nu mai pot. Bă, Andrei, dar am și o întrebare. Ce-ai mâncat, frate, de-ai 300 de chile? Că n-am putut să te ridic, efectiv. Doamne, pizza. Ok, bun, stai să am grijă cu drumul ăsta, că doar nu am vrea să te mai accidentezi. Oh my god. Bă, Andrei, ține-te bine. Ține-te bine. Oricum nu țin nimic. E bine, presupun. De fapt, stai, asta nu e bine. Cu adică să nu simți nimic, Andrei. Gata, perfect, drum mai liniștit. Bă, Andrei, sincer să fiu, chiar nu înțeleg efectiv de ce drumurile astea sunt atât de... Fii atent să oprești tu la burgeria lui SpongeBob ăla, dacă toți suntem sub apă. Ok, bine, bine, bine. Bă, Andrei, suntem sub apă, ce? Of, 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 doamne, și ce o să fac eu acum? Băi, Andrei, că mâine aveam întâlnire. Cu cine aveai tu, mă, întâlnire mâine? Cu o fată? Mă, ce? Ok, bine, o să vorbim mai târziu despre asta. Dar, Andrei, trebuie să așteptăm să vină doctorul să spună ce ai. Mă rog, probabil deja vezi și cerul plânge. Da, nu plânge niciun cer, doar plouă. Ba, plânge, taci. Ba, Andrei, ideea e în felul următor. Că nu a plouat de 10 ani. Băi, ideea e în felul următor. Spune-mi ce te doare, ce simți sau ce nu simți. Nu simt nimic? Și mă, păi, la cum te-ai lovit, trebuia să te doară tot. M-a durut la început și după nu mai simt nimic din corp, doar capul. What? Păi bine, mă duc să chem doctorul, presupun. What? Nu mai simte nimic? Asta s-ar putea să fie grav. Habar n-am, sau poate a scăpat ca printr-o minune. Domnule doctor, unde sunteți? Domnule doctor, domnule doctor, trebuie să-l vedeți, de data asta e grav. Ce am mai pățit și de data asta? Este a 10-a vizită luna asta. Știu, domnule doctor, știu, dar credeți-mă,
Asta cred că e cea mai gravă dintre toate. Iar am mâncat atât de multă pizza încât s-a transformat în una. Nu, asta s-a întâmplat săptămâna trecută, parcă. Dar nu contează, trebuie să vedeți, să, nu știu, să vedeți ce are, vă rog. Spuneți, domnule doctor, Andrei, ce te doare? Ok, Andrei, spune, vorbește cu el. Asta e problema, domnul doctor, nu mă doare nimic. Da, asta, știu că probabil sunteți mirat în momentul de față, dar asta mi-a spus și mie. Nu-l doare nimic. What? Cum adică? După cum mi-a fost descrisă căzătura, trebuia să-l doară tot corpul. Trebuie să facem un RMN. Exact, domnule doctor, asta spun și eu. Ce e ăla RMN? E desert sau fel principal? Doamne ferește. Andrei, e... O să vezi. Păi zi măcar dacă merge cu pâine. Și domnul doctor, eu am alergie la muștar. Doamne, omul meu crede că RMN-ul e un fel de mâncare. Ok, Andrei, acum ești chemat de doctor să faci RMN-ul. Haide, te rog frumos, du-te. Bă, dar tu nu înțelegi că nu știu să fac mâncare. Bă, Andrei, de câte ori să-ți mai zic că RMN-ul nu e un fel de mâncare. Du-te, doar du-te, doar mergi, te rog frumos, bine? Aoleo, săracu, doamne. Ok, da, nu știu ce să mai zic cu Andrei, frate. Ideea e că s-ar putea să fie ceva destul de grav dacă nu mai simte nimic. Dar să sperăm că o să fie totul ok. Îl aștept acasă pentru că doctorul mi-a spus că o să-l aducă cu ambulanța acasă. Și dacă tot, cred că aș putea să iau și eu una. Mama! Mama! Bă, cât de șmecre e! Mamă, ce viteză bagă! Au trecut 2 zile de când Andrei e la spital și nu știu ce face, adică nu știu, n-am aflat nimic, nu știu, mi-e frică. Oare e bine, oare nu e bine, mă uit și la pești în cinstea lui, ca să nu spuneți că nu sunt un prieten bun. E fantoma lui Andrei, ajutor! Stai, bă, Andrei, sunt eu, tu ești, mă? Andrei, ce? Da, mă, ce faci? Unde e pizza? Bă, Andrei, ești bine? Ce? Că nu mi-au dat ăia deloc. Bă, Andrei, ce ți-a zis doctorul? Ești bine? Poți să mergi? Ești ok? Nu se poate așa ceva. A, nu-i nimica grav. Păi, ce ai, gen? Care-i diagnosticul? Nu e diagnostic? Păi și ce ți-a zis? Doar că nu mai am oase. Adică nu e mare chestie. Ce, bă? Cum adică? Stai. E o glumă asta, nu? Gen, faci mișto? Nu. Nici eu nu am înțeles prea bine. Doar că știu că pot face o chestie. Așa că hai după mine. Ce chestie? Ok, bine, hai că mă iau după el. Păi, fraților, cum adică nu mai are... Da, Andrei, hai să mergem. Ok. Bă, Andrei, ești nebun! Cum să faci asta? De pe aia ieși din spital! Stai! Bă! Stai puțin, explică-mi! O să vezi, Andrei, o să te rănești! Că nu e ceea ce crezi? Cum trebuie să fie ceea ce crezi? Efectiv, ești pe ca... What? Vezi? Ce-a fost asta? Și n-am simțit absolut nimic. E o glumă, nu? E camera ascunsă, nu? Sunt la televizor. Mă filmează, nu? E o farsă, nu? Ți-ai filmez pentru canalul tău, nu? Cum poate să fie o glumă? Bă, frate, omul meu. Bă, tu chiar n-ai oase? Dacă săream de acolo, trebuia să am cel puțin un picior în minus. Bă, Andrei, eu nu cred așa ceva. Andrei, stai! Stai o secundă, nu de pe școală. Nu poți să faci asta, adică înțeleg că nu ai oase sau așa, dar e periculos, poate chiar pățești ceva. Uite, ia asta, că tu ai nevoie de ea. What? Ca să mă urmărești. Crede-mă, cred că tocmai ce am descoperit ceva incredibil. Am putere acum, cred. Bă, Andrei, sunt super erou. Tu sari cu elitra, eu sar fără. Să vezi că eu nu pățesc nimic. Bă, Andrei, ai nebunit? Părtie! Bă! What? Mă, ce? Nu se poate așa ceva. Bă, Andrei, tu chiar ai devenit invincibil, mă? Eu ți-am zis, ha-ha! Tu știi ce înseamnă asta, nu? Nu? Pot să fac orice! Bă! Doamne, omul meu se dă cu... Omul meu se dă cu cartă pe în skatepark! Bă, Andrei, ai grijă! De fapt, ce ai grijă? Că omul nu mai poate să pățească nimic, efectiv. Wow, bă, ai grijă, că eu nu sunt invincibil. Ia uite-l! Doamne, uite-te la el! Ce face, omul meu? Doamne, păi... Vezi că îți rupeai câtul de 5 ori până acum!
Doamne, uitați-vă la el, zici că e copil, frate. Adică, mă rog, chiar e. Acum fără oase sau ceva. Mereu am vrut să iau alea din pom să fac ciocolată de unul singur. Bă, Andrei, nu poți să urci până acolo, e periculos. Hai că e, dacă e. Revin. Bă, 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 bă. Andrei, ai grijă! Andrei, doamne, mi-e rău, frate. Uite cât de, cât de sus e. Andrei, bravo, l-ai luat. Hai jos acum. Uite. Da, 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 ce tare. Păi și cum cobori? Ah, uneori uit că, da, mamă. Păi să facem ciocolată cu ele, hai să mergem, hai să vedem, mamă. Ok, trebuie să recunosc, e destul de interesant când Andrei poate să urce oriunde. Pentru că, efectiv, acum o să facem ciocolată de casă cu boabele alea de cacao. Haide, bun, haide, repede, stai să pregătesc aici totul, bun. Auzi, crezi că poți să te duci și tu până la magazin să iei niște lapte? Că, gen, nu mai avem. Păi de ce să mă duc până la magazin? Bă, Andrei! Oh my god, omul meu ia lapte singur! Doamne, bă, Andrei! Ai grijă, poți să cazi, ești pe dita mai muntele! Andrei, gata, suficient! Vino acasă, hai, coboară ușor! Acum vin... Bă, ce faci? Da... au! Am uitat că... Doamne, e prea OP, Andrei, efectiv, ești prea puternic. Ok, hai să mergem, ai grijă. De fapt, ce ai grijă, mă, că n-are niciun stres omul meu. Deci eu i-am zis să se ducă să ia lapte și omul a urcat pe munți, efectiv, ca să ia lapte. Andrei, ești prea nebun, efectiv. Mersi. Ah, ok. Ah, bă, Andrei, am făcut ciocolată, am luat lapte de pe munți. Te-ai aruncat de pe toate clădirile. Ah, știi ce mai lipsește? Gen... Mai lipsește o chestie. Ia stai și gândește-te așa puțin. Ce ne lipsește nouă? Bă, da. E cam gol pe aici jos. Deci ne lipsește, fii atent, spune-mi în același timp. 3, 2, 1... Pizza! Exact! Ha, hai la Luca să luăm o pizza. Haide, haide! Stai. Ce? Ce, mă? Lumea n-a dat like! Ha? Ce? Cum adică? Nu putem să mergem. Ah, bă, frate, și chiar aveam poftă de o pizza. Te văd acolo, dă like. Gata, m-au dat, hai să mergem. Hai deodată. Oh my god, mamă, să fie și bine intră o pizza. Woo! Ce? Cum adică nu mai ai pizza? Da, băieți, din păcate, ultima pizza rămasă pe această lume se află în vârful celei mai înalte clădiri. Nu cred că puteți să ajungeți acolo. Oh my god. Băi, băiete, tu nu cred că știi cu cine vorbești. Asta e floare la ureche. Andrei, hai să o facem și pasta. Aoleu, Andrei, mi-e frică. Nu trebuie să facem asta. Wow! Hai de capul meu. Oh, oh my god. Andrei, uite unde suntem. Efectiv, uite până unde am urcat pentru cea mai mare pizza. Pentru cea mai singură pizza din lume. Văd doar nori? Da, mă rog. Hai să o savurăm împreună, Andrei. Ce părere ai? A? Stai? Ce? Ce? Bă, Andrei, bă, Andrei, stai! Andrei, da, stai! Andrei, nu trebuie să o mâncăm. Ce bun a fost! Păi și acum, eu cum cobor de aici? Și Andrei... A meritat tot drumul? Sincer, nu știu. Te descurci. Bă, Andrei, stai! Na, poftim. Omul mi-a mâncat și pizza și m-a lăsat și singur aici. Ajutor! Ce vreme frumoasă e afară, parcă nici măcar nu știi că e noiembrie. Și după i-am spus, ți-am mâncat toată pizza, ha. Mă, ce face mă Andrei acolo, vorbește cu Ioana? Mă, ia stai o secundă. Ha, Andrei, ce amuzant ești. Mă, ce faceți voi aici? Spune-mi glume. Tu ce dorești? Glume? Păi... De ce spuneți glume? Că ne distrăm. A, da, păi ia stai că bă, știu și eu niște glume. Stai așa, pot și eu. Pot să mă bag și eu? Doamne, iată-te. Ioana, hai să zic și eu o glumă. Deci, fii atentă, pleacă-mă, ne-am uzgăbit, zic și eu o glumă. Deci, fii atentă, Ioana. Deci, ce spune un melc care traversează strada? Uite un semafor. A fost bună asta, nu? Ai, bă, că a fost, bă, chiar a fost bună, nu? Gen, ați râs, nu? Andrei?
Ioana? A fost bună gluma? Doamne, ce am putut să aud? Ha, mă, pe bune! Silent, doar pleacă, te rog. Ok, bine. Dar stați, pot să mai încerc una? Pot să mai zic una? Pot? Nu? Ok, hai mă, bă, încă una. Dacă mai aud o singură glumă din partea ta, cred că nu o să iasă bine. Ok, bine. Hai mă, frate, dar chiar așa? Eu chiar eram glumeț. Nu știu de ce nu le-au plăcut glumele mele, mă rog, gluma mea pe care am făcut-o. Chiar nu știu de ce nu a fost apreciată. Nu, știi ceva? Ha. Na, uite ce se distrează ea acolo. Știi ceva? O să le demonstrez că pot să fac și eu glume bune. Andrei! Ce vrei? Bă, Andrei, fii atent. Stai o secundă. Deci, ce spune o carte de matematică celeilalte cărți de matematică? Ce spune o carte de matematică celeilalte? Avem probleme. Gen, te-ai prins, gen, că gen, avem probleme, că gen, na, cărți de matematică, că gen, știi, Andrei, dar stai, gen, nu te-ai prins? Adică sunt două cărți, adică efectiv de matematică, adică... Ok, deci aparent Andrei a fugit de acasă și s-a dus la Dorel, mă, ce? Bă, Dorel? Mă, ce vrea să se vorbească cu Dorel? Te rog, ajută-mă! Ha? De ce are nevoie de ajutorul lui Dorel? Pot să dorm într-unul din garajele astea, te rog? Că nu mai pot să stau acasă? Mă, ce? De ce nu mai pot să stau acasă? Ce s-a întâmplat? Nu-l mai suport pe Silent, iar l-a apucat glumele. Da, exact. Are cele mai proaste glume și nu mai suport. Hai bă, frate, bă, dar nu-i corect. Bă, ia stai mă așa. Bă, Andrei, bă, Dorel. Bă, voi știți, mă, când ai voie să mergi pe roșu și să te oprești la verde? Când mănânci pepene verde. Gen, știi? Bă, Andrei, bă, stai, mă! Băi, sunt atât de supărat. Mihai, te rog eu frumos. Știu că tu ești cel mai glumeț băiat din clasă și toată lumea râde la glumele tale, pentru că faci niște glume destul de bune, într-adevăr. Și am o rugăminte la tine. Te rog, învață-mă și pe mine glumele tale. Sau învață-mă să fiu amuzant, nu știu, învață-mă să știu glume șmechere. Aha, deci vrei să înveți de la maestru, să înțeleg. Da, așa este, te rog, învață-mă. Și tu ce vrei, mă? Păi, Silent, să știi că asta nu e treabă ușoară. Dar nici nu mă gândeam că ar fi treabă ușoară. Doar te rog eu frumos, ajută-mă. Mulțumesc, Mihai, acum mă simt mult mai amuzant. Să vezi și eu să-i o fac lui Andrei. Cu plăcere. Mamă, acum e momentul să mă duc la Andrei să-i spun. Mamă, câte glume am. Fiți atenți cum o să râdă. Ba, Andrei, chiar tu, mă, ce mai vrei? Lasă-mă, te rog eu mult. Ba, Andrei, fii atent. De ce trece un castravet pe strada? De ce? Pentru că e verde. A râs. Oh my god, Andrei, ai râs? What? Ai râs? Nu, nu se poate. A râs. Na, doamne, nici nu știu de ce am râs. Andrei, că nu a fost deloc amuzant? Hai că nu a fost, păi și atunci de ce ai râs? Oh my god, Andrei, deci sunt amuzant oficial? Nu știu. Ok, deci oficial sunt amuzant. Mamă, au, ce? Nu ești? Ba da, altfel de ce ai râs? Că m-am gândit eu la ceva. A, da? Păi atunci, dacă tot nu sunt amuzant, și am râs de la gluma mea din cap, da, sigur. Păi și atunci, ai avea curaj să te bagi la o provocare de încearcă să nu râzi? Logic? Ok, că o să câștig? Păi atunci, Andrei, hai să o facem și pe asta! Regulile sunt foarte simple. Avem voie să râdem maxim de 2 ori și dacă am râs a 3-a oară, practic am pierdut. Deci, practic, să spunem așa, avem 2 vieți, practic, pe care dacă le consumăm s-a adus toată chestia, pentru că n-avem voie să râdem de 3 ori, doar de 2 ori, și trebuie să ne facem să râdem unul pe altul. Spre exemplu, uite, vin la tine și te gâdil, gen, na, ia-o pe asta. Stai, bă, termină! Ce, bă, te gâdil? Au! Bă, mă rog, n-avem voie, cred că, să facem chestia asta, dar mă rog. Și premiul pentru acest concurs de încearcă să nu râzi este... o mașină! Uite-te la asta, Andrei! E, ce părere ai? Ce, mă, o mașină? Wow! Exact! Bă, dar stai așa. Ce? Ce s-a întâmplat?
acum ai adus o mașină în casă? Metodele mele. Hai să începem! Challenge-ul încearcă să nu râzi. Hai să vedem cine o să râdă primul. Ia că vine Andrei, ia să vedem. Ce s-a întâmplat, Andrei, că te văd așa? Auzi? Da! Eu m-am gândit la o chestie. Zi! Noi am mai făcut încearcă să nu râzi aici în oraș. Ok? Și ce vrei să spui? Și am cam epuizat toate glumele și chestiile. Așa că... zi-mă o dată! Eu zic să mergem în alt oraș pentru ediția asta. Alt oraș! Bă, dacă stau să mă gândesc, nu zice rău, Andrei. Bă, ok, hai să mergem. Andrei, de-abia am ajuns într-un nou oraș și tu deja efectiv mănânci pizza. Adică puteai pur și simplu să mănânci orice altceva. Știi tu? Credeam că o să te fac să râzi. Aoleo, cum o să râd la așa ceva? În schimb, ar trebui să mă gândesc și eu cum ar trebui să-l fac pe Andrei să râdă. Ia, fiți atenți. Andrei, fii atent. Bananele sunt galbene. Foarte, foarte neamuzant. Hai, bă! Ok, bun, știi ceva? Las că o să știu eu cum să fac să... Ok, bun, stai așa, trebuie să mă gândesc. Gândește. Balonele astea sunt interesante. Și știu că Andrei râde de mine atunci când, practic, sunt într-o situație nașpa sau când, nu știu, am nevoie de ajutor. Andrei de obicei râde de mine. Așa că ce-ar fi să iau un balon de ăsta cu aer cald, să zbor cu el și să-i zic lui Andrei că a rămas blocat în aer. 100% o să râdă de mine și practic o să râdă, gen. Hai să vedem dacă merge planul. De ce m-ai chemat aici? Bă, Andrei, vreau să mă filmezi. Vreau să mă filmezi cât timp mă dau cu balonul ăsta cu aer cald. Deci, ești gata? Hai, pregătește filmarea. De ce vrei să te dai? Pentru că, da-ia mă, e visul meu de mic copil, hai. E foarte periculos, nu e mă, hai mă filmezi. Zi dacă filmezi, hai că decolez, bă. Ok, bun. Și acum, haideți să pretind că m-am blocat. Bă, Andrei, ajutor, nu mai pot să... Da, nu cred că e bine. Andrei, nu mai pot să cobor, ajută-mă. Andrei, ai de capul meu, nu. Eu ți-am zis să nu te urci în el. Bă, niciodată nu mă asculti. Andrei, am nevoie. Hai mă, nu mai râde odată. Am nevoie de ajutor, Andrei, ajută-mă. Descurcă-te. Mă, și de ce nu râde? Că trebuia să râdă. Na, poftim, uite-te la el. Uite-te și tu, deci eu mor aici și el nici măcar nu mă ajută, dar nici măcar nu râde. Mamă, stai așa că trebuie să-l fac să râdă. Stai așa, stați 2 secunde. Deci uitați-vă acolo, e pe plajă, fiți atenți că aterizez în apă. Deci aterizez în apă și cred că moare de râs. Fiți atenți, fii atent, 3, 2, 1. Ai râs! Oh my god, este mă, a mers planul meu. Ai râs. Cum puteam să nu râd la așa ceva? Nu-i corect. Bă, îmi pare rău, nu se pune. Ba, se pune. Ai râs. Am zis nu. Bă, îmi pare rău, juriu deja a decis. Adică abonații. Deci, practic e 1-0. Ce tocmai am făcut? Ai râs? Nu am râs! Nu! Oh my god, nu se poate! Egalitate? Ok, bine, 1-1. Mamă, firar, trebuie să mă abțin. O nouă zi minunată în care Andrei nu mă face să... Ce mă? Mă, ce-i asta? Bă, Andrei, bă, ești bine? Ce faci, mă? Bă, what? Ce faci? Ia uite, sunt o cocoașă! Mă, ce faci ăla, mă? Asta e tactica lui să mă facă să râd? Bă, Andrei, bă, ia vino-mă puțin! Vino puțin! Bă, Andrei, nu e amuzant! Adică chiar n-am râs! Cum nu? Pur și simplu, nu am râs! Hai, mă! Ok, silent, fii atent! Râzi! Nu râd! Ok, atunci, stai cu spatele! Ok, gata, stau! Ce? Întoarce-te! Pau! Bă, Andrei! Bă, deci metodele tale sunt atât de expirate. Efectiv, doamne, și asta încearcă să nu râzi, nu încearcă să nu te sperii. Doamne, ferește, așa ceva. Fii atent la asta. O să râzi sigur. Da, sigur nu o să râd, adică
Ok, e bun. Îl știam deja. Într-adevăr, e destul de amuzant, dar nu râd, nu râd. Ok, hai să mergem la karting, Andrei, că până la urmă de asta am venit aici. Adică, wow, mă mir că au karting până și în orașul ăsta. Bun, cred că trebuie să mergem undeva pe aici, dar Andrei, fii atent, înainte de toate, tu totuși o să râzi la asta. Haide, haide, te rog eu, te rog eu, te rog eu, râzi, te rog eu. A, bă, că a fost amuzant. Interesant. Ai zâmbit acolo puțin, n-ai ce să zici. Adică, e bun. Ba, nu. Andrei, cum poți să nu râzi la așa ceva? Adică, efectiv, sunt un vierme. Ei, nu râd. Sunt un vierme, sunt un vierme, sunt un vierme. Andrei, nu poți să răspunzi cu aceeași monedă. Challenge-ul ăsta o să dureze ceva. Dar râzi, mă, râzi. Râzi, 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 râzi. Nu. Restul, nu, nu, nu o să râd pentru că e 1-1. Și nu mai am voie să râd decât o singură dată. După dacă mai râd o dată, pierd și nu câștig mașina. Bă, ce mă, Andrei, zi. Deci fii atent, Andrei, nu cred că e timpul potrivit pentru un banc. Adică suntem în mijlocul cursei, gen. De ce a lătrat câinele? Oh, lolu, de un câine. De ce a lătrat? Ca să se sperie pisica. Doamne, te uite în fața, mă, bancul ăsta. Doamne, e atât de prost bancul ăsta încât îmi vine să plâng. Ar trebui să facem încearcă să nu plângi. Ha, dacă la faza cu balonul cu aer cald nu a râs, 100% o să râdă la asta. El acolo nu știu ceva, ce miroase bananele sau ceva. Dar fiți atenți, o să-i spun că vreau să mă dau în roată și o să mă blochez acolo sus de tot. Și aici, na, 100% o să râdă. Bă, Andrei, bă, 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 ce faci? Deci am încercat să vorbesc cu bananele și mi-au zis așa. De ce sunt trei tipuri de banane? Verde, galbenă și maro. De ce? Ca să le mănânci. Doamne ferească! Bă, ce e asta? Între asta a fost cea mai proastă glumă din anul 2024 și nici măcar nu suntem. Cum, bă, hai, lasă prostile că eu vreau altceva aici, eu vreau ceva serios. Deci fii atent, vreau în felul următor. Vreau să luăm bănuții ăștia de pe jos, așa frumos. Și vreau să mă filmez cum mă dau în roată, hai. Deci o să mă duc până sus și vreau să mă filmez, ok? Ok. Bun, să înceapă nebunia. Haide, dă-și tu de maneta aia, te rog, să înceapă roata, te rog, te rog, te rog frumos. Oh my god! Mai am puțin și ajung în vârf, Andrei, încă puțin. Haide, mă. Ok, am ajuns. Aaaa! Ajutor! Bă, trebuie să bloca roata aici. Aaaa! Ha, 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 ce speriat e. Este, mă, este, mă, râs. Bă, Andrei, tu cumva ai râs? Nu? Ai, că nu arăți dacă e... A, ajutor! Bă, ajutați-mă! Silent, ți-am oprit maneta. Nu mai cobori. Ce, bă? Bă! Oh my god, mamă, este, mă, arăți. Yes! Ah. Bă, totuși, eu cum cobor de aici? Oh my god, firai tu să fii Andrei. Bă, cu chiar am nevoie de ajutor. Deci cum ai auzit tu de acolo de sus că am râs? Bă, Andrei... Spyglass-ul, frate, binoclu, cu ăsta văd și aud tot. Păi și ce, că nu auzi cu el, doar vezi? Andrei, ăsta are și microfon incorporat. Ia-o pe asta! A? Ce mincinos ești. Bă, ai râs sau nu? Nu e posibil așa ceva? Nu? Cum adică, mă, că te-am auzit? Ai râs! Nu, 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 nu ai auzit nimic. Ok, bine, vino cu mine. Îți demonstrez că... Bă, 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 ce facem asta? Doamne, ajutor! Aoleu, au, au, bă, 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 ai râs? Ai, bă, ba nu, n-am râs, na, pot să zic și eu că n-am râs, na, iau pe asta. Ba da, ba nu, n-am râs. Hai, mă, nu mai minți. Păi și tu ai mințit, că tu ai râs acum. Bine, dacă tu recunoști că ai râs acolo la roată, recunoști eu că am râs acum. Bine, și eu am râs acolo. Aha, știam eu. Deci e 2-2. Mă, ce face la ba. Nu pot să fur o mașină. Ba da, actually, dacă s-o spuneți chiar poți. Pentru că la urmă asta e partea noastră. Let's go. Bă, Andrei, scorul este 2-2. Adică dacă mai râde cineva, am câștigat sau am pierdut, gen. Nu mai am voie nici eu, nici tu să mai râdem încă o dată. E interzis, o să câștig eu. Știi de ce? De ce? Că sunt maestru glumelor, fiate. No, nu încă o glumă. De ce a lăsat Ionel oaia lângă vulpe? De ce? Ca să aibă ce să mănânce.
Eu am plecat acasă. Nu mai vreau. Nu, gata, până aici. Am nevoie de ceva de la dozatoarele astea. Mă, ce? What? Cum ai ieșit din ăsta? Da, mă rog. Ha, bă, chiar n-a fost amuzant? Nu, n-a fost deloc amuzant. Doamne. Hai să văd dacă e ceva în dulapul ăsta. Oh! Bă! Andrei, iar m-ai speriat. Nici acum? Nu, nici acum n-ai fost amuzant. Mai degrabă m-ai speriat decât să fii amuzant. Doamne. Ia uite ce știu să fac. Tare. Ce pot să zic? Mișto, wow. Hai, bă, nici asta? Nu, nici asta. Ha, văd că nu am cum să-l fac pe Andrei să râdă, așa că mi-am comandat de pe internet un costum. Un costum destul de amuzant, a spune eu. Adică, eu cred că e amuzant, ok? Eu aș râde, numai că nu am voie să râd. Hai să vedem dacă Andrei o să râdă când o să-l iau prin surprindere. Taram! Ce are, mă? Bă? Haide, mă, râzi. Mă, ce-i asta? E un costum. Ce-i costumul ăla? Hai, bă, râzi! Ce sărăcă, mai mult m-ai speriat! Ta-o-lo. E costum de monstru. Păi da, e monstru amuzant. Na. Trebuie să râzi. Nu e? Totuși poate aș fi râs dacă nu ai fi sărit așa pe mine. Bună încercare. Omul, firar el să fie. Deja e noapte, challenge-ul aproape se termină și... Băi, încă e 2-2. Bă, Silent! Doamne, ce-am mai făcut ăsta, mă? Zi-mă, Andrei, ce s-a întâmplat. Nu o să intru. Zi ce s-a întâmplat, că ești la baie totuși. Sunt la baie și mi-a căzut hârtia în WC-ul. Ok, aș vrea să râd, dar nu pot. Așa, și ce vrei să fac? Să mă ajuți? Aș putea să te ajut. Andrei, ești bine? De ce ești cu spatele? Nu vrei să vezi cât de nervos sunt acum? Ok. Silent, crede-mă, sunt extrem de nervos. N-ai vrea să mă întorc la tine. Ia, întoarce-te, mă, ia să vedem cât de nervos ești tu. Ia să vedem. Ai râs? Bă, ce? Nu, ai râs? Ai câștigat? Nu, dar nu-i corect. Bă, dar nu mă așteptam să ai fața aia. Nu e corect, bă. Nu, prea ușor, mă. Nu, mă. Te pa la toate challenge-urile? Oh my God. Ok, bine, presupun că acum trebuie să-ți dau o mașină sau ceva. Ha, ce o să dorm în seara asta cu gândul că am câștigat. Ok, bine, presupun că trebuie să-i fac rost de o mașină acum. Ok, Andrei. Hai să-l aștept să iasă afară. Da, uite, Andrei, aceasta este mașina ta pe care ai câștigat-o la acest concurs. Bine! Numai că voiam să-ți mai zic ceva. Ce? Țeapă, ia o bicicletă. Ia fura mașina! Bine, bă! Hai să vedem ce mai face Andrei. What? Mă, ce-i asta? What? Asta-i zăpadă? Mă, ce se întâmplă? What? Mă, ce? Andrei? De ce tremuri? Ce se întâmplă? Mi-e frig rău! What? Asta e un șemineu? Bă, Andrei, de ce aveți zăpadă în casă? What? Nu știu, dar mi-e frig! Ok, stai o secundă. În primul rând, nu există nicio posibilitate logică prin care noi putem să avem zăpadă în casă. Adică, n-are sens! Ce-mi zici mie? De unde vrei să știu? Brrr, mamă, ce frig e, frate! Noroc că Teddy are căciula aia, că e frig rău. Bă, da, dar până la urmă, urmei, știi că Teddy rezistă cel mai bine la frig, nu? Pentru că, efectiv, e urs polar și vine de la... Polul Nord sau ceva. A, da? Adică el rezistă orice s-ar întâmpla. Dar auzi, ia vino tu puțin, Andrei, ia vino puțin afară, că afară cred că e mai cald decât în casă. Nu pot? Bă, da, mă, vino cu acă, acolo e prea frig. Treci, mă, afară, treci, mă, n-auzi. Ieși, mă, afară. Bă, haide, hai, te rog frumos. Du-te, o să mor de frig. Nu mor, mă, de frig, na. Ieși, mă. Ha, altceva. Uite, bă, uite că e și soarele pe cer. Andrei, de unde ți-a luat, mă, geaca asta așa urâtă? Mi-a înghețat ochiul. What? Cum poți să-ți înghețe ochiul? Andrei, te mai întreb o dată, de unde ai luat geaca asta urâtă?
E moștenire de la stră bunica mea. Nu te mai lua de ea. Sincer, se vede că e foarte importantă pentru mine. Da, nu știu ce să zic. Auzi? Da? Apa din fântână e caldă? Da, e foarte caldă. Aoleu, Badrei, stai, mă! Doamne, săracu, uitați-vă la el. Badrei, ieși, mă, de acolo! Știi ce ar intra bine, Silent? Ce? Să mă încălzești cu o pizza, te rog! Ok, bine fie. Dar doar una, ok? Ai zis doar una, deci doar una. Doar cu una o să vă... Da, bine, hai să vedem. Andrei, ai zis doar o pizza! Cred că-mi trebuie o geacă mai mare. Că mi-e mai frig acum! Pai de capul meu! Bă, Andrei, dar până una alta, de când a început, frate, să-ți fie așa frig? Că mie nu mi-e deloc. Păi, Silent, zi-mă, Andrei, zi! Totul a început ieri, când am realizat că aproape e decembrie. Păi, ok, și care-i faza? Tu nu știi ce e în decembrie? E incredibil de frig! Vine zăpada! Și da, mai e și Crăciunul în decembrie, dar noi suntem în noiembrie! Sunt minus 100 de grade! Ce, mă? What? Sunt minus 100 de grade? Nu sunt, mă. Păi tu nu înțelegi că sunteți super aproape de decembrie, adică deja începe frigul. Bă, poate ai dreptate. Să-ți spunem că poate ai dreptate, dar asta nu justifică faptul că stai cu tata mai geaca pe tine în casă și că ai un șemineu aici la televizor și că... Păi mi-e frig, dar nu mai pot. Ok, bine. Cum zici tu, presupun. Mie nu mi-e frig și eu nu o să am nevoie să am șemineu și geacă și toate cele. Eu sunt ok. Nici măcar nu e atât de frig, frate. Adică efe... What? Mă, ce se întâmplă cu camera mea? Aulo, aulo, mă, ce frig e? What, am înghețat? Am înghețat, nu pot să mă mai mișc! Andrei, ce se întâmplă? Vezi, mă, ți-am zis că e frig! Ba! Firai tu să fii, scoate-mă de aici! Cum? De ce am camera? Nu, că nu m-ai crezut, pa! Ba, Andrei, stai! E prea frig! Ba, Andrei, chiar ai avut dreptate, bă! Chiar e frig! Ce ne facem? Ți-am zis, bă! Aoleu, și nici măcar nu e decembrie! Bă, dar ce e haloracul ăla? Mă, ce? Bă, tu râzi cumva de mine, mă? Era ultimul de pe raft? Ia mai tași, bă! Ia uite, mă! Da, bă! Habar n-ai ce moda, bă! Bă, Silent, nu știi, mă, nimic! Ce vorbesc eu, mă, cu tine? Că nu știi nimic! Chiar m-am încălzit puțin de la râs? What? Atunci am o idee. Fii atent, ce-ar fi să mergem la karting? Nu cred că o idee bună. Ba da, mă, tași din gură că o să fie o idee extrem de bună. Dorel, ce faci? Mă, ce se întâmplă aici? Da, eu zic că nu e bine. Ba da, mă, tu vezi ce e? Bă, eu zic că e super ok. Ia zi, mă, Dorel. Bine ați venit, băieți. Cu ce vă ajută în această seară friguroasă? Vrem și noi o cursă. Haide, Andrei. Nu știu ce să zic, doar tu vrei? Ba nu, mă, și tu vrei. Ce ai, mă, cum să... Hai, mă, hai, te ești invitatul meu. Haide, eu-s gata. 3, 2, 1 și... Bă, what? Bă, merge ca la patinoar, ce se întâmplă? Bă, mi-a alunecat cartul, Andrei! Hai de capul meu! Ok, asta nu e o idee bună. Mă, ce? De ce s-a oprit cartul? Bă, mă, ce s-a întâmplat? Și ție ți s-a oprit? Mă, și mie mi s-a oprit, da? Ia vezi ce s-a întâmplat. What? S-au oprit carturile! Ia stai să verific eu. Ia, verifică, vezi ce se întâmplă. Care-i faza? Ia, canalizează Andrei. Ia vezi, mă, ce verifică. Aha, e cum credeam. Ce? Au înghețat motoarele. What? Cum, bă? Ok, no, nu se poate așa ceva. Da, hai să mergem acasă. Ok. Aoleu, mamă, ce frig e! Casa mea, bă! Mă, de ce atâta zăpadă? Andrei, ce se întâmplă? Mamă, repede, trebuie să ne încălzim. Bă, ce ne facem? Silent? Da, Andrei, da! Am o idee genială, dar cred că nu o să fie absolut deloc genială.
Ia du-te și ia un frigider că e mai cald acolo. Ce? Ce, mă? Ce ai spus? Da, mă, frigider. Andrei, cum să ne băgăm un frigider? Ai nebunit? E mai cald în el, că ne ține de cald. Mă, ce? Ok, bine. Ok, hai să mergem să cumpărăm un frigider. Bună ziua, voiam să vă întreb dacă vindeți frigidere sau ceva. Da, sigur, pentru ce aveți nevoie? A, păi știți, pentru chestii de-astea casnice, gen să mă bag în el? Ok, bun, am trimis practic frigiderul prin curier acasă. Cred că a ajuns înaintea mea, ia să vedem dacă a ajuns. Wow, bă, băiatule, dar nu e mic deloc. Ce facem ăsta, doarme? Bă, trezirea! Andrei, Andrei, uite frigiderul! Ce vrei, mă? Păi, frigider gen, nu... What? A, ce părere ai? Ia uite, frumos! Cum intru? Cum intru? Fii atent, nu pot să intri pentru că observ că lumea nu a dat like până acum la clip. Adică asta e singura problemă. Oamenii n-au dat like! Hai, bă, frate, serios? Păi, pe bune, chiar asta s-a întâmplat, ce să-ți fac? Adică, mor de fric, vă rog, dați like acum, chiar acum, să intru aici. Ok, deci, l-ați auzit pe Andrei. Practic, vrea și el să intre acum. Cred că puteți da și voi un like pentru dorința asta. Gata, m-au dat toți. Nu e așa, n-a dat Marius. Ha, mă, Mariuse. Gata, Andrei, haide, poți să intri. A, cum e? Cum e acolo? E frig? Ce bine e. Doamne, omul meu s-a băgat în frigider. Uitați-vă și voi, din nou, copii, voi nu faceți așa ceva acasă. Andrei e expert. E prea cald. Ia, mă, ia să văd ce-o cum e. Ia să vedem. Mamă, bă, cât de bine e. Eu nu mai ies de aici. Bă, chiar e bine. Cred că o să stau și eu. Bă, Andrei, trezește-te. Andrei, bă, hai să dă-te-mă mai încolo. Ce, mă? Hai să mai și să mai luăm o gură de aer fresh, mai luăm niște prăjiturele, niște lăptic, chestii de-astea de se mănâncă de Crăciun. Chiar dacă nu-i Crăciunul, dar hai să mai ieșim de aici, vrei? Bine, dar nu prea vreau la fric. Hai, mă, să ieșim. Hai să mai vedem ce se... Andrei, cred că e o mică problemă. Bă, Andrei... Cred că suntem cumva blocați. Da! A rămas blocați în frigider! Bă! Ajutor! A, e ok. Ce? Bă, stai, mă, că nu e ok! Hai de capul meu cum ies de aici. Băi, sincer, încep să mă obișnuiesc cu frigul ăsta, dar parcă e prea frig. Bă, ce mare, mă, și ăla. Ce mai e, mă, Andrei? Ce s-a întâmplat? Bă, e grav! Ce, mă, ce? Grav rău? Ce s-a întâmplat? A înghețat mașina? Mă, cum adică a înghețat mașina? What? Mă, ce? Nu era galbenă sau ceva? Ba da. Mă, ce s-a transformat în mașina? Și acum e gheață? What? E full gheață! Ai de capul meu, bă, nu se mai poate așa ceva. Nu se mai poate. Nu poți să o folosești, uite. Da, bă, pe bune, nici nu mai pornește. Andrei, trebuie să facem ceva în privința asta. Deci trebuie să facem ceva. Ai de capul meu. Nu se mai poate cu frigul ăsta. Nu se mai poate. Hai să mergem totuși în casă să vedem ce se mai întâmplă. What's up, Antu? Băi, băieți, am auzit că vă este frig. Este adevărat? Ce, mă? Bă, de unde știi ăsta și ce cauți la noi în casă? Adică, mă rog, e savantul, apare oricând, oriunde, dar... Da, chiar ne este frig! De ce? Păi și nu vreți să nu vă mai fie? Da? Gen, vrem asta? Eu vreau căldură! Nu mai suport frig! Da, cred că vrem asta. Vă pot ajuta! Pă, auzi, mă, că le pot ajuta, cică, să nu mai fie frig. N-are, mă, cum? Cum e posibil? De curiozitate, domnule savant, cum ne puteți ajuta? Glumești? Sunt savantul! Eu pot să fac orice! Ok. Păi, hai, ne ajută sau nu? Da. Bine, acceptăm, facem orice! What? Mă, ce? Unde suntem? Trebuie să vă confruntați într-o super cursă de Lucky Block. Dacă reușiți să-i faceți față, o să fie căldură din nou. Dacă nu, o să muriți de frig, presupun.
Oh my god! Mă, eu nu înțeleg, ești fericit sau trist? Sunt speriat! Dacă nu facem cursa, o să murim înghețați! Andrei, stai, stai, nu te panica, știi de ce? Pentru că Teddy este alături de noi și ne va susține mereu! Yay! Acum treci, hai să... Hai, cine e cel mai bun să câștige? Mamă, fraților, deci de când am vrut să fac chestia asta, deci uitați-vă. Mamă, ai urmărit de șopolani. Bă, Andrei, ce ai făcut, bă? Ai tras purți, chiar așa. Oh my god, Andrei, să fim serioși. Și fii atent, Andrei, dacă câștig primul, am voie să... scuze. Deci, bă, na, nu eu. Deci fii atent, cine câștigă și cine termină primul, fii atent, o să primească 100 de pizza gratis, ok? Haide! Haide capul meu. Bă! Haide capul meu. Zi, mă! Primim 100 de pizza gratis sau nu? Aolo, săracul Andrei a murit. Aolo! Bă! Ia, e nebunie! Gata! Nu, what? Mai am lucky blocuri. Ha-ha, am terminat primul nivel. Bă, casa... Aolo, da, deci asta a fost... Haide capul meu. Ia stai, mă, ia stai așa. Se pune Andrei cu mine, mă. Se pune Andrei cu mine pe firar el să fie, mă. El a uitat, mă. A uitat, mă. Cine e cel mai... Mă, ce tactică a fost asta? Fiți atenți că mă ascund, fiți atenți că nu mă știe. Fiți atenți. Deci la asta nu se așteaptă niciodată, fiți atenți. Iar râde acum, ha, nu știu ce, la. Și acum, ia-o pe asta. Mă, ce? Mă știa cumva? Firar el să fie. Știam eu că asta o să faci, da, mă, știa el, mă. Bă, dar de unde știa, mă, Andrei? Am explodat, na, poftim. Doamne, ce noroc am și eu în viață. Ce dă, mă, ăla? Bă, alo. Ia uite-l, mă, fă el, vede. Firar el să fie, s-o creadă el, mă, s-o creadă el că îi merge. Să creadă. Ce ai făcut, boss? Nu, firai tu să fii. Ha, da, foarte amuzant, n-am râs, sincer, chiar nu am râs, deci personal eu nu am râs la această chestie. Hopa, bun, bă, ok, bun, haide, dai, nu lavă, nu, haide capul meu, bă, frate, n-ai râs tu, da, râs lumea în comentarii, da, ce să mai, băi, nu râdeți de mine, vă rog eu, haide capul meu, repede, stai la final și, what? Mamă, mai avem încă un nivel. Firai tu să fii, Andrei. Să nu crezi că o să te las să câștigi. Nu o să te las nicio. Oulu, ce-i asta, bă, moartea. Hai de capul meu. Eu te arunc un flex, săracu. Firai tu să fii. Prea ușor. Și, mamă, bă, frate, e încă una. Și, bine, bă. Oh my god, mă, ce se întâmplă? Haide capul meu, Andrei. Acum o să fie un duel? Tu versus Andrei 2010? Cine câștigă primește o pizza gratis? Ai de capul meu, pizza aia e a mea. Firai tu să fii. Ai de capul meu. Bă, dar ce se întâmplă, bă, de bate cu pumnii? Mamă, vino, mă, coa, vino. Mamă, rup. Uite-te la mine. Woohoo! Bă, a trișat, efectiv. Bă, A trișat! Hai, mă, frate! Bă, chiar așa! Yeah! A scăpat de fric și mai primești și o pizza gratis! Prea ușor! Da, bine. Mamă, cât de bine e efectiv să nu mai fie frig în casă. Băi, Teddy e atât de fericit, cred. Silent? Da, Andrei, ce s-a întâmplat? Acum e altă problemă. Mi-e prea cald. Ce, mă? Bă, Andrei, mai schimbă și tu postul ăsta, că m-am plictisit de el. Nu o să-l schimb niciodată, băi! Bă, haide, mă, că, bă, ne uită la pești de ani întregi. Nu? Nu. Ok, bine. Sună cineva la ușă. Hai că... Ce s-a auzit? Păi e cineva la ușă. Hai că verific eu. Stai? Cred că știu. Lasă-mă că mă duc eu, e ok, mă duc eu. Am comandat eu ceva? Ce, mă? Un colet? Ce comandă, mă? Bă, stai așa, trebuie să vină. Păi ia, hai că mă duc eu să văd ce e. Ok, stai așa o secundă. What? Chiar e un colet? Ok. Să-i spun, să nu-i spun. Hai să-i spun. Mamă, și o grămadă de pizza. Bă, care-i faza, mă? Bă, Andrei, da, m-a venit un colet. E un colet afară, nu știu care-i faza. Și foarte multă pizza.
Așa, da, mă! Mă, ce? What? Dar ce și-a comandat ăsta, mă? Badrei, ce e asta, frate? Ți-ai comandat cadou de Crăciun? E ceva? Păi și care-i fața cu toată pizza asta? Da, e un cadou pentru tine, dar trebuie să pleci acum. Și acum adică e un cadou pentru mine, dar trebuie să plec. Zi, mă, ce e aici? Bă, dar care-i faza? Explică și mie, ce-i comanda? Da, mă rog, mi-am comandat ceva. Hai, fă pași, n-ai tu treabă. Păi și... Ok, bine. Mă, frate, ce și-a comandat, mă, Andrei, acolo? Ia, fiți atenți că îl spionez, fiți atenți, uitați-vă. Ia, mamă, de-abia aștept să-l deschid. Mă, dar ce și-a luat, mă, ăla acolo? Chiar sunt curios. Cea mai tare chestie care mi-am cumpărat-o. Pe care mi-am cumpărat-o, da? Ce să-i zic eu lui Andrei? Bă, frate, dar ce-o fi? Da, mă rog, eu mă duc în casă, nici mă interesează. Ia uite, mă, nu mă pasă, nu dau doi bani pe cadoul lui. Ia uite, mă, că mă interesează. Ce? Nu-mi pasă, mă, ia uite, mă. Adică, pe bune, dați un like dacă credeți că oricum e inutil. Mă, cine-i ăsta, mă? What? Andrei? Stai, mă, jos! Că nu văd peștii. Bă, ok. Mă, ce? În ce s-a îmbrăcat ăsta, mă? Mă, ce? Ok. Nu o să schimbăm canalul niciodată, ai auzit? Niciodată! Da, ok. Bine, presupun. Ce se întâmplă? Da, hai să ne uităm. Da. Bă, frate, să-i zic sau nu? Nu te mai uita așa la mine? Da, gata, nu mă mai uit, nu. Mi s-a părut doar mie, ok, da. Că e cea mai tare parte din serial. Da, ok, bine. Bă, fii atent, vrei să vezi ce pot să fac? Ce? Pot să schimb programul fără să mă ridic? Ce, mă? Ia schimbă pe munți. Ia, hai să vedem. Bam! Mă, ce... Cum ai făcut asta? Și uite, acum schimb înapoi pe pești. Bam! Mă, ce? Padre, ce se întâmplă, mă, de fapt aici? Și acum, dacă tot te spun întrebarea asta, mă, ce costumul ăsta pe tine? Ce costumați asta? Da, n-am să întreb, ok? Ce e asta? N-ai tu treabă? Ok. Bă, eu cred că are legătură cu coletul ăla, zic și eu. Dar totuși, eu nu înțeleg de ce e costumat așa. Adică, are cineva cea mai mică idee de ce efectiv e îmbrăcat așa? Și acum stă pe calculator de parcă nu s-a întâmplat nimic sau ceva. La. Oh, Ioana, hei, ce faci? Auzi, vreau să te întreb, l-ai văzut pe Andrei în ultimul timp îmbrăcat mai... ciudat, mai altfel, știi tu? Zi. Să nu mă aude, Andrei, este ultimul nesimțit. Ce, mă? Dar ce-a făcut? Nici nu contează. Ba da, contează. Zi, ce-a făcut? Deci am vrut să fac un concurs de minat diamante cu el, ok? De ce ai vrea să faci un concurs de minat cu Andrei 2010? El mi-a propus. Nu puteam să refuz, nu? Ba da, normal că puteai să refuzi. Nu pot să cred că ți-a propus un mă rog, așa. Bun, și ce s-a întâmplat? Și efectiv a trișat. Nu știu ce hack-uri a folosit, dar nu a fost corect și m-am supărat pe el. Eu am găsit 5 diamante, el a găsit 100. Nasol. Stai, ai zis cumva că a trișat? Și care hack-uri? Parcă masca lui semăna cu o mască de hacker. Aia pe care probabil a luat-o din coletul ăla. Deci cred că ceva e ciudat pe partea asta. Ia stai așa că mă duc să-l urmăresc mai în detaliu. Ok, fraților, deci fiți atenți, m-am strecurat aici pe geam. Da, băieți, astăzi am spart doar 2 bani și am furat 100.000 de euro. Merge bine pe azi. Mă, ce? What? Mă, eu ți-am zis că o să fim bogați. Știam eu că să fiu hacker e cea mai tare chestie. Ce, mă, s-a făcut hacker din nou? N-a mai fost odată sau ceva? Ai de capul meu, dar de data asta e prea de tot. Pot să trișez oriunde și o să fiu invincibil, ha-ha. Nu se poate. Efectiv, Andrei și-a cumpărat hack-uri. Mamă, păi de-aia are costumația aia. Știam eu. Ai de capul meu. Da, sincer, încă am dat de gândit toată chestia asta cu Andrei. Mă, ce faci, mă, Andrei? Ce faci? Am venit la relax, tu? De ce nu mai ai costumul ăla pe tine? Adică care era faza cu costumul ăla? Nu-l purtai sau... costumul ăla era pentru Halloween. Dar s-a dus deja, nu mai important. Ce mai era pentru Halloween costumul ăla?
Da, da. A, ok, bine presupun. Ciudat. Auzi, am chef de niște karting, ce zici? Bine, dacă faci cinste. Mama, Andrei, bă, dar ce te apucă, mă, să mă inviți așa la karting random? E ok, bă, m-am gândit să fac și o cinste, că mereu dădeai de la tine. Bine, mă, mersi, hai. 3, 2, 1 și... Bă, firai tu să fii. Ok, hai, fii că le trec și... Bun, l-am trecut! Mamă, bine, mă! Ce tare! Mamă, ce l-am trecut, bă, frate! Mă, ce... Ce, mă? Tu nu erai în spatele... Ce greu ai venit? Andrei? Cum ai făcut asta? Și de ce ești îmbrăcat așa? Wow! Mă, ce? Despre ce vorbești? Nu m-ai întrecut niciodată? Am câștigat corect această cursă? Mă, dar stai tu, n-aveai alt costum, alt skin? Hai să mergem acasă, cred că ți-e răuț. Bă, stai! Oameni buni, am halucinat eu sau Andrei s-a teleportat efectiv la finish și avea un costum, avea efectiv costumul ăla de hacker? Oh, uite-o pe Ioana, uite, stai să o întreb. Bă, Andrei, bă, Andrei, uite-o mă pe Ioana, hai să, fii atent că mi-a zis ea ceva despre tine. Ce mă, ce Ioana? Păi uite mă, Ioana. What? Ce? Ce-a fost asta, bă? Bă, ai nebunit, cred? Păi era aici, era... Mă, ce s-a întâmplat? Băi, frate, eu nu-s de bun. Eu am văzut că era acolo. Mă, cum a dispărut? Ok, nu, ziua asta e prea ciudată. Da, deci am căutat pe Google toate chestiile astea care mi s-au întâmplat astăzi și pe Google scrie că-s de bun și ar trebui să merg la doctor. Domnule medic de familie, credeți că sunt nebun? Da, nu știu sincer ce s-a întâmplat. Încearcă să bei apă cu lămâie de două ori pe zi. Apă. Au! Mă, ce dai, mă? Ce vrei? Ce faci, mă, aici? Beau apă cu lămâie. Ce vrei? De ce faci asta? Pentru că așa mi-a recomandat doctorul. Tu, până la urmă, care-i treaba ta? Ce? Vrei biscuiți? Nu mai avem biscuiți. Nu mai avem nici pizza și nu mai avem nimic. Nu vreau nimic? Păi și atunci ce vrei de la viața mea? Vreau să te provoc la ceva. Ce zici? Ok, zi, la ce? Hai la un parcurs, nu. Ok, bună, mulțumesc. Bă, sau nu te ține? Bă, nu mai vreau niciun fel de parcurs. Ești fricos? Cum mi-ai spus? Ha, fricosul. Cum mi-ai spus, mă? Eu sunt fricos? Ești găinușă? Fricoasă? Nu sunt găinușă fricoasă. Ok, bine, știi ceva? Cot, bine, mă, hai la parcur. Ia uite, mă. Da, haide, mă, dacă ești tare. Hai, mă, la parcur atunci. Ia uite, mă, mă face pe mine Andrei. Hai, 3, 2, 1 și... Wow, mamă, bă, frate. Haide, mă. Ce-mi place, frate, ăsta. Wow, nu! Wow, mamă! Mă, stai, cum a ajuns Andrei aici? Mă rog, irelevant. Haide, mă! Mamă, sări pe tren, ce tare! Ok, mamă, cât de tare! Ok, săracu! Mă, ce? Ce, mă? Băi, asta e așa! Mă, ce se întâmplă acolo? Mă, ce... What? Ce se întâmplă? Bă, voi vedeți? Cum a zburat acolo? Bă, stai mă așa! What? Stai o secundă! Mă, nu e posibil așa ceva! What? Uite-te! Ce? Ia că a căzut! Mă, s-a ridicat! Ceva cred că nu e ok aici. Voi ce părere aveți? Cred că... visez? Da, a fost interesant. Ce ai mă de nu mai vorbești? Ce? Nu ți-a plăcut parcursul sau ce? De când a plecat de acolo n-ai mai scos un cuvânt. Nu Andrei, doar mi s-a părut mie că am văzut niște chestii. Adică nu știu dacă... Mă rog, nu știu, ce ai văzut? Bă, nu știu, mi s-a părut că te-am văzut cum... Uneori te schimbai în costumul ăla de anonim, de hacker, și începeai să zbori, începeai să sari peste nivele. Ce râs, mă? Ce ai, mă? Tu ai nebunit la cap sau ce? Du-te, bea-ți apa aia cu lămâie și revinoți. Ok, bine.
Bă, fraților, nu știu ce am impresia că efectiv Andrei 2010 trișează, dar în același timp parcă îmi șterge memoria și nu mai mi-amintesc, adică nu e clar. Ah, bă, nu știu, e chiar ciudat. Băi, Andrei, bă, ce faci, bă, bă, alo, ce faci, bă, a dormit pe canapea? Bă, alo, săracul de tine, bă, hai, mă, să ne culcăm, doamne, ce, hai, că, cât e ceasul? E 1 dimineața, hai, să dormim și noi ca oamenii, cât, bă, hai, bă, la culcare. Eu trebuia să fac ceva la 12, doamne, ce trebuie să faci tu, bă? Mă rog, bine, nu intra... Culcă-te, nu bu, mă rog, nici că m-ar interesa pe mine ce faci tu acolo. Hai că mă culc direct, că nu mai pot. Noapte bună tuturor. Ha ha ha, cu planul ăsta cucerim lumea. Ha ha, avem prea multă putere. Ha ha. Mă, ce se aude? Mă, nu pot să dorm. Mă, iară face gălăgie Andrei. Ce se întâmplă, mă? Mamă, bă, cum are costumul ăla? Mă, ce se întâmplă? Bă, stai o secundă. Ok, repede, stai. Trebuie să mă duc până în pod. Trebuie urgent să mă duc până în pod pentru că am ceva de luat. Haide. Bun, perfect. Unde era? Parcă l-am lăsat aia. Mamă, bă, frate. Teddy, ce m-ai speriat. Anunță și tu când mai apare așa. Fii atent, trebuie să vii cu mine. Ok, Teddy, fii atent, ăsta e un plan destul de greu. Sunt efectiv cățărat pe casă. Ca să aud ce vorbește Andrei 2010 acolo. Să aud ce se întâmplă. Bă, e efectiv 3 dimineața și m-a trezit din somn. Cu cine vorbește? Am rezolvat. Am spart barierele. Mă, ce face ăla? Am intrat în serverele internaționale. I'm in, boys. Ce, mă, prostul ăla de silent? Stai liniștit, că de fiecare dată când vedea că trișezi, îi ștergea memoria. Acum doarme, n-are cum să audă, e totul sigur. Ce, mă? Îmi ștergea memoria? Am prea multă putere, ha, ha, ha. No, bă, ce se întâmplă? Bă, ce se întâmplă? Hai de capul meu. Stați o secundă, trebuie să dau un telefon. Unde-i, mă, la unde-i? Ah, uite-l! Ok, bun, repede, care era numărul? 07? Bun, hai că sună. Alo, savantule? Am nevoie de tine. Vino repede. Deja a ajuns? Mamă, băi, asta a fost destul de rapid. Savantule! Ce s-a întâmplat, Silent? Ești bine? Asta e destul de ciudat că mă întreb, pentru că practic tu ești savantul și tu știi mereu orice, oricând, la orice oră. Adică nu trebuia să mă întrebe asta. Știu. Ia spune, ce a mai făcut Andrei? Păi fii atent, deși a comandat ceva de pe internet, are un fel de costum, are niște puteri, e hacker, are hack-uri, trișează, îmi șterge memoria, e nebun. Firar, eram sigur. Cred că și-a făcut niște prieteni pe internet. Niște prieteni pe care nu vrei să-i ai ca prieteni. What? Știi ceva despre asta? Oh, da, chiar știu și din păcate cred că e prea târziu. Stai, cum adică e prea târziu, savantule? Te așteaptă în curte. Ce? What? Mă, ce se întâmplă acolo? Îl invoc pe Silent pentru lupta supremă. Până aici a fost de tremnicule. What? Levitează? Mă, ce se întâmplă? Savant? Ce are Andrei? Gen, ce se întâmplă? De ce levitează? Ce se întâmplă? Da, practic despre asta vorbeam. El în momentul de față este controlat de altcineva cu intenții rele. El, săracul, nu știe ce face. Este din cauza costumului pe care îl poartă. Păi și atunci cine îl controlează și ce ar trebui să fac eu acum? Să-l bați, logic. Ce, mă? What? Mi-ai dat o sabie? Fugi. Ai apărut, credeam că ți-e frică. Bă, stai, mă, Andrei, bă, stai, mă, o secundă. Bă, ce, mă, neregulă cu tine? Ce se întâmplă? Totul este normal, sunt eu. Pot să trișez oricând, oriunde și nimeni nu poate să-mi facă nimica. Bă, Andrei, stai, mă. Bă, dar eu nu vreau să ne batem. Adică, cred că ai înțeles greșit. Nu aș vrea să facem asta. Trebuie. Că stai în calea mea. Savantule, să fac asta? Da, bine. Ok, hai să facem asta.
Hai de capul meu, nu pot să cred că eu chiar fac asta. Hai de capul meu, ok, hai. Și, oh, oh my god. Ok, și, oh, ok, bun. Și, hai să vedem, și au, au, oh, oh my god, oh my god, oh my god. Și, 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 oh, nu. Nu pot să cred, e prea puternic. E prea puternic, oh. What? Oh, oh, mă, ce? Ce se întâmplă? Bă, what? Andrei, trezește-te! Andrei! Andrei, trezirea! Bă, Andrei, ești bine? What? Bă, Andrei! Ce s-a întâmplat, mă? Ce? A, Andrei, tu nu ți amintești de mic? Eu cred că am adormit aseară pe canapea. Ha? A fost doar un vis? Mă, ce a fost asta? Bă, Andrei, n-ai nicio amintire legată de ceva hack-uri sau ceva chestii? Ce ai, mă? Ce hack-uri? Sau ce zici tu acolo? What? A fost doar un vis, cred. Mamă, nu cred! Ah, în orice ca... Andrei? Cred că ai primit un colet? Ah, da, e ceva pentru mine, am comandat eu. Fă pași, n-ai tu treabă. What? Se repetă ziua! Mă plouă, ajutor! Aoleo, bă, ce vreme urâtă! Băi, frate, stai să intru în casă! Mă, ce se aude? What? Mă, ce-i asta? Ta-na-na-na-na-na-na-na! Bă, ce faci, bă? Bă, oprește-mă astea! Bă, Andrei, ce ai, mă, ai nebunit? Ta-na-na-na-na-na! Bă, mă, artistule, ce te apucă, mă? Rock and roll! Ta-na-na-na-na! Bă, stai, mă! Mă, ce? De unde are, mă, ăsta chitară și... Bă, ia, pleacă de aici, pleacă de aici. Bă, Andrei, ce faci, mă, aici? Depteau toți vecinii. Ce faci, bă? Nu, tu ce faci? Aolo, fac artă? Bă, afară e sfârșitul lumii și tu faci artă? Doamne! Andrei, reviros puțin, te rog frumos. Ce se întâmplă? Ce prostie asta? Ce? Lasă-mă, mă. Ta-ta-na-na-na. Bă, nu pot să cânti, mă, Andrei, non-stop. În primul rând că mă deranjezi și spargi urechile. De ce? Păi pentru că nu îmi place mie. Bă, na, poftim. Na, uite-te și tu. Bă, Andrei, stai, bă! Fiți-ar microfonul! Mă, ce ai făcut? Ce am făcut? Ți-am dat microfonul ăla urât la o parte. Mi-ai stricat microfonul de 8653 de dolari luat din banii tăi? Ce, bă? Cât? Ai de capul meu, mi-e rău. Ta-na-na-na-na. Acum la ce mai cânti, mă? La suflet. Ce? Ce, mă? Păi ți-a spart microfonul, nu mai e la ce să cânti. Muzica se simte, nu se aude. Și by the way, când la chitară. Ta-na-na-na-na. Aoleu. Bă, uitați-vă și voi, vă rog frumos, cu ce m-am ales. Adică, ce neregulă cu omul ăsta? Da, nu știu, eu o să mă duc sus, sincer. O să mă duc sus și probabil o să aștept să mă trezesc, pentru că clar e un vis. Nu am un lot cum e afară. Clar așa ceva nu poate să fie real. Noapte bună. Bă, ce se aude? De unde este, mai? Mă, ce? Mă, ce face ăla, mă, în ploaie, e nebun? Doamne, ta-na-na-na, mamă, să vezi ce ta-na-na-na îi dau de nu se mai vede, bă, băiatule, bă, nebunule, ce faci, bă, că plouă, e tornadă, e minus 7 grade, sunt minus 7 și mulțimea e în delir, ce mulțime, mă, că nu te vede nimeni, nu te ascultă efectiv nimeni, ta-na-na-na-na-na, pleacă, bă, că eu sunt un rockstar, what? Ce, bă, nu ești niciun rockstar, ești în... Andrei, sunt minus 2 grade, o să închizi de frig, efectiv, intră în casă! Doamne, mie frig! Intră în casă, Andrei, te rog! Muzica îmi ține de cald, ta-na-na-na-na-na! Nu, e clar, omul a nebunit. Nu poate să stea efectiv în 2 grade afară! N-a poftit, uite, deși tu și mai și tună! Doamne, ninge, plouă, e sfârșitul și, efectiv... Oaie, te rog, intră în casă, o să răcești. Te rog eu frumos, nu l-a ascultat pe Andrei. Nu și tu, Oaie. Na, uitați-vă la ăla. Și acum, oameni buni, melodia care m-a consacrat ca artist. Și 3, 2, 1. Fugi. Hai,
nici măcar nu-i piesa ta, e piesa mea în trei. Doamne. No, deci omul n-am ce să mă înțeleg cu el. Deci îi mai zic o singură dată, ca să nu spuneți că noi am spus. Ba, Andrei, o să răcești, e sigur că nu vrei în casă? Pleacă, bă, îmi strici concertul. Ok, bine, ok, ok, bine, ok, bine. Deci fiți atenți, eu i-am zis, da? Fugi, fugi, fugi. Deci o să las acolo nebunia lui. Aolo, Doamne. Las acolo nebunia lui, dar dacă nu răcește, să-mi spuneți voi mie cum vreți voi. Deci eu cred că Andrei o să răcească rău de tot. Adică uitați-vă la el. No, 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 no. Deci eu l-am avertizat, da? Hai, noapte bună acum. Mamă, s-a oprit și ploaia. Ce vreme frumoasă. Ia, nici nu mai au nimic. Cred că Andrei acum e mor de răcit la pat. Ia să vedem. Ce ai făcut, mă, Andrei? Mă, ce? Nu-mi spune. Nu-mi spune că ăsta încă cântă afară. Că eu nu cred așa ceva. Efectiv. Ce? What? Ce? Andrei? Andrei, ești bine? Andrei? Mă, parcă aud un ta-na-na-na-na-na, dar parcă e prea înfundat ca să-l aud. Bă, Andrei! A înghețat! Efectiv, Andrei 2010 a înghețat! Știam eu, i-am și zis, frate! A înghețat de fric, săracu! Repede, hai să vedem dacă putem să spargem gheața cu un like. Gen, v-ați prins? Adică dacă putem să spargem gheața la propriu. Pentru că efectiv a înghețat. Da, se pare că nu a mers. Bă! Ai de capul meu, bă, stai, asta e o problemă gravă, nu știu dacă înțelegeți. În momentul de față, prietenul meu cel mai bun este înghețat în fața casei. Dacă vine poliția. Oaie, n-ai văzut nimic, ok? Mulțumesc. Andrei! Oh, ce s-aude aici? Cineva la ușă? Doamne, sper să nu fie poliția. Ai de capul meu. Da, mă predau! Ioana, ce faci? Ce faceți? Pot să intru? Da, desigur, poți să intri. Interesante schimbări la casă. Da, am renovat. Știi, nu mai îmi plăcea curtea din spate. Adică pur și simplu mi se părea complet inutilă. Și am zis, băi, hai mă să o vând. Chiar am vândut curtea din spate. Ce? Ți-ai vândut curtea? Păi și a cui este? Tot a mea, adică mi-am vândut-o mie. Mă rog, a fost o chestie că nu mai plăcea, dar mi-a plăcut și am, da. Uite, am două, uite ce vrei să-ți dau pe pești, pe... Hai să-ți aduc ceva de bun, nu vrei mai bine? Perfect. Lo, fraților, bă, dar fix acum s-a găsit și Ioana să vină fix când am efectiv un om înghețat în curtea mea. Și probabil dacă îl vede o să sune la poliție. Bă, dar ce fac cu Andrei, pe bune, că e gravă treaba. Uite, Ioana, ți-am adus cafeaua. Mersi, dacă tot este ta curtea, nu vrei să mergem să bem cafeaua acolo? Ba da, de ce nu? Interesant design. Da, știi, mi-a plăcut să experimentez. Adică am zis, bă, cum ar arăta, mă, un perete de bedrock în mijlocul curții? Și uite, surprinzător arată destul de bine. Adică chiar arată... da, arată, e ceva modern, adică 2024, ceva, adică nu poți să înțelegi. Uite cafeaua, și ceva să te trebuie, mai vrei să stai? Da, chiar asta voiam să-ți spun. Mă gândeam dacă pot să dorm la voi în seara asta, m-am certat cu părinții mei. Poate trebuie să vorbim și cu Andrei, cred că trebuie să-și dea și el acordul. Da, pot să dorm la noi, pot să dorm chiar în camera lui Andrei. Nu știu ce să spun, nu știu ce să spun despre Andrei, adică cred că nu o să fie de acord. Nu, mai bine nu vorbesc cu el. Hai mă, pe bune, chiar așa nu poate să gândească la rece. Ioana, problema în momentul de față e că cred că gândește puțin cam prea mult la rece, dar în orice caz poți să rămâi. Bun, a scăpat de Ioana, s-a dus acasă să-și ia schimburile. Până atunci trebuie să văd cum rezolv cu statuia asta, cu piesa asta de muzeu. Bă! Andrei, dacă mă auzi, dă din cap. Oare îngheța creierul? Nu, gata, știu cum să-l fac să se miște. Gata, știu! Andrei, ia uite ce am eu! Mamă, cât de bine arată! Yummy! What? Se mișcă! Ce bă? Se mișcă! Oameni buni, trăiește! Oh my god! Andrei, dacă vrei pizza asta, fă așa! Ce zice, mă? Pizza!
Elsa! Oh my god! Trăiește! E viu! Oh my god! Oh my god! Bun, bun, bun! Andrei, te doare ceva? Andrei, te doare ceva? Zii! Zii! Pizza cu băr! Oh my god, bă, frate! Mamă, stai, chitara asta! Cred că tocmai ce am stricat-o. Ce? Bă, bă! Aolo, cred că s-a enervat. Da, ia ce zice? Stai, vezi? Ia că vreau să-mi zică ceva. Ia că pot să vorbească! Vezi când îi ies de... Ce vreau asta să zică? Vezi când ies de aici? A, vezi când ies de aici, așa, deci când ies de aici, îți dau foc. Bă, ce bă? A, foc, chiar! Da, foc! Nu, că ai dreptate, zici bine! Mamă, cât de bine a zis băiatul, nu cred! Repede, unde-i bricheta aia? Repede! Ba! De ce n-am nimic? Ok, asta o să merg, hai să vedem! Copii, nu vă jucați cu focul! Mai bine! Deștept ești! Tași, bă! După ce că încerc să te salvez, mă... Aolo! Mamă, ce altceva să fac? Fă ceva? Ok, ce alte chestii calzi mai pot să-i ofer? Știu! Andrei, îmbrățișarea ursulețului Teddy este cea mai caldă îmbrățișare pe care... Da-te, bă, de aici! Este efectiv cea mai caldă îmbrățișare pe care poți să o primești. Deci în momentul în care îl îmbrățișezi, Andrei, efectiv scap de orice. Cred că faci mișto de mine. Ce are, mă, Andrei? E urs polar boule. Da, are dreptate la faza asta. Păi și atunci ce să mai fac? Hai de capul meu, bă, cum aș mai putea să... Doamne, gata, știu. Bun, 3, 2, 1. Bă, stai. Haide, mă, Andrei, asta o să meargă. Mă rog, e posibil să te rănești puțin, dar e ok. Vrei să mă dezgheț sau să mă omore? Bă, nu, clar, vreau doar să te dezghez, dar... Bă, eu nu înțeleg ce vor animalele astea. Plecați, bă, de aici că nu va invita nimeni. Haulă, nici asta cu mașina nu merge. Haulă, ce altceva? Păi, nu știu. Zici tu altceva, Andrei! Nu știu ce vrei. Vreau să te dezgheț, este tot ce-mi doresc în momentul ăsta. Bă, da, Andrei, zi! Poți să-mi... Așa, zi! Pui... TV-ul cu pești? Că începe serialul la 7. Ce, mă? What? Na, poftim. Efectiv, Andrei și când e înghețat se uită la pești, dacă vă vine să credeți. Adică, efectiv, deja mă simt mai bine. Până și Teddy e în stare de șoc. Bă, ce facem asta? What? Asta chiar merge? Ce, mă? Mamă, cred că se topește! Oh my god! What? Bă, ce se întâmplă? Bă, what? Ce? No, nu se poate. What? Libertate! Andrei? Stai o secundă. Mamă, ce frig e afară. Andrei, stai tu, încă ești înghețat puțin. Uite-te la tine, ai un strat de gheață. Ce, bă? Andrei, tu încă ai gheață pe tine. De-aia mă mișc așa greu. What? Televizorul cu pești a funcționat. Și gândesc așa greu. Bă, Andrei, intră în casă repede. De fapt, nu, stai. Hai că te împing eu, ok, cred că e mai ușor, sincer. Mamă, stai să nu te spargi, bă. Ok, haide, pe aici. Ok, ușor. Mamă, dacă mă vede cineva, cred că mă bagă direct la pușcărie, gen fără nicio discuție. Intră. Andrei, ești bine? Andrei, zi ceva. Mamă, uite, frate, cât de înghețat e. Mă doare creierul. Păi, n-are cum să te doară, că gen n-ai. Bă! Ador repede ceva cald de băut. Acum. Gata, ți-aduc ceva fierbinte. Și o pizza? Ok, mă rog, fie, dacă asta o să meargă. Ia, Andrei, ia aici ceva fierbinte, ia. Bea, mănâncă, te rog, e frumos să-ți revii. Și... Oh! Ți-ai revenit, Andrei! Gata, mult mai bine. Yes! Oh my god, mă, Andrei, ce m-ai speriat. Acum, dacă mă scuzi, am niște fani care mă așteaptă. Andrei,
Să fac muzică. Nu, nu, Andrei, stai, de-abia te-ai dezghețat, Andrei, ia un loc. Fugi, fugi, fugi. Ta-na-na-na-na. Bă, stai, bă, Andrei. Andrei, tocmai ce te-ai dezghețat, nu poți să te duci să mai... Trebuie să iei o pauză, trebuie să te culci, ai înțeles? Nu poți să mai stai acum pe afară și așa. Adică, Andrei, nu poți să cred că trăiești, Doamne. Andrei, hai, du-te și culcă-te, ok? Ok, bine. Fuh. Mamă, frăților, nu pot să cred că era să-l pierd pe Andrei, frate, dar l-am recuperat. Încă o zi rezolvată. Ta-na-na-na-na-na. Ce? Ce, bă? Hai, bă, nu din nou. Spune că măcar acum am primit ceva în cutiuța poștală. Ai, mă, nimic. Hai, mă, iar a uitat toată lumea de mine. Da, dați un like dacă voi mă mai țineți minte. Adică, cred că nici măcar voi nu mă mai țineți minte. Toată lumea m-a uitat, bă, frate. Ok, ia să vedem. N-avem nimic de mâncare, n-avem nimic. Bă, bă, Andrei, bă, dar de ce n-avem, mă, nimic de mâncare niciodată? Cum adică? Păi n-avem niciodată nimic. Păi nu avem nimic. Ai auzit foarte bine. Avem pizza pe jos. Păi pizza pe jos, călcată în picioare, eu nu mănânc așa ceva, îmi pare rău. E, fițe și figuri. Da, bă, fițe și figuri, că nu vreau să mănânc de pe jos. Uite, am găsit și felia asta de pizza în tomberon, ia vezi, poate-ți place. Ba, 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 ba. Doamne, nu mai zic nimic, ok. Mă, bă, bă, ce bun a fost, mai ai? Ce, mă? Da, Andrei, nu știu, nu știu ce e neregulă cu tine. Eu o să mă duc sincer la mine în cameră, adică, și uite, mă, băi. Doamne, bă, n-am nimic de mâncare niciodată, frate. Hai că eu mă culc. Bă, 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 Andrei, ce faci, mă, bă? Intri chiar așa când dorm, nu ți-e rușine? Bă, uite, am găsit morcovul ăsta în fața casei și dacă tot îți e foame, mănâncă-l. Ce, mă, ce, what? Bă, Andrei, du-te, mă, de aici, nu mănânc morcov găsiți pe stradă. Ia uite, mă, în primul rând nu prea-mi plac morcovii, ca idee, să zic așa. Bă, frate, bă, nu-l mănânc, înțelege? Hai, bă! Bă, frate, în primul rând, ăsta când expiră, ia să vede. Bă, Andrei, tu ai văzut măcar cum se numește morcovul ăsta și ce scrie pe el? Scrie morcov blestemat! Cum să mănânc așa ceva? Doamne, morcov blestemat! Da, bă, bași toate scuzele să nu mănânci legume. Hai că-l mănânc eu. Mănâncă-l tu, frate, eu nu mănânc așa ceva. Doamne, feriște, eu nu mănânc morcov blestemat. Ia uite, mă. Bă, în primul rând, nu cred că ar fi bine. Doamne, ce speriat, bă, Andrei, nu-l mânca, mă. Bă, stai, mă, nu-l mânca, aruncă-l mai bine. Că scrie morcov blestemat, adică cred că totuși nu e recomandat. Hai, mă, lasă-mă. Bă, Andrei, pe bune, nu glumesc. Că o să-l mănânc. Bă, nu-l mânca, Andrei, pe bune. Bă, Andrei, nu-l mânca. Bă, 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 Andrei, bă. Mă pupeșele slongul meu unde mănânc cel mai bine morcov blestemați. Bă, stai, bă, nu mânca. Bă, 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 Andrei, bă, bă. Andrei? Wow! Bă, Andrei, ce s-a întâmplat? De ce arăți așa? Mă, ce? Ha, 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 ha. Bă, what, levitează, bă, ce? Mă, ce? Bă, Andrei, ți-a zis să nu mănânci morcovul ăla. Bă, frate, dar ce aveam un morcovul ăla în el? Bă, Andrei, mă auzi, ești bine? Andrei, a fost bun rău de tot. Dar acum am poftă de altceva. De ce ai poftă, Andrei? Să distrug toată civilizația și să mănânc orice. Ce, bă? Bă, Andrei, Andrei, ești blestemat. Înțelege, oprește-te, Andrei. Nu ești tu ăsta, Andrei. Ai de capul meu, mamă, mamă, ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac. Bă, ce face? Ai de capul meu, nu-i bună, nu-i bună, nu-i bună. Oh, ok, oameni, mustață și știu ce trebuie să fac. Trebuie să sun pe cineva, trebuie să contactez. Doamne, uitați-vă la el ce face. Bă, distruge tot, a nebunit. Ok, stați așa. Alo, savantule, vino urgent. Savantule! Ce s-a întâmplat? Cred că e destul de evident să-ți dai seama ce s-a întâmplat. Adică cred că nu e deloc greu să-ți dai seama. Andrei efectiv a nebunit, savantule. A mâncat un morcov blestemat sau ceva. Abar n-am ce era morcovul ăla. Și efectiv de când l-am mâncat nu știu ce s-a întâmplat. Deci pur și simplu mă, ce s-a întâmplat? Efectiv a nebunit, e blestemat. Uite-te la el, uite-te și tu. Vrea să distrugă tot. Hai, mă, calmează-te, doar glumește. Poate e o glumă. Să fac trecut să fie o glumă, uite de spate. Bă,
Ai de capul meu, savantule, înțelege, nu e o glumă, uite-te la el, e malefic. Andrei, revino-ți, te rog. Andrei, te rog, revino-ți. Andrei, o să muriți cu toții. Uite, savantule, uite. Uite, cum să fie așa ceva, o glumă, ai nebunit. Da, cred că chiar nu este o glumă. Exact, savantule, chiar nu este. Ai de capul meu. Oh my god, casa noastră. Andrei, oprește-te. Uite, uite, Andrei, ți-a spus și savantul. Oprește-te, nu e ok ceea ce faci. Ce vrea mănăsosul ăsta? Poate îl potolesc acum. Bă, Andrei, nu! Savantul! Nu! Ai de capul meu! Silent, tu să știi de la mine următoarele. Andrei, l-ai omorât pe savant în fața mea. O să vezi toată planeta cum e distrusă. Ai de capul meu, crezi că te las în viață că-ți sunt prieten? Da, da, te rog, te rog, lasă-mă în viață. Doar vreau să te las să vezi cum suferă toți. Bă, ajutor! Bă, e efectiv a nebunit. Uitați-vă, vine după mine, e blestemat. Ai de capul meu. Bă, frate, uitați-vă și voi, cum e așa ceva posibil? Nu, trebuie să găsesc o soluție, ceva, absolut orice. Dorel, am nevoie de ajutor, Andrei, blestemat, crede. Ce mă? Cum să fie Andrei blestemat? Glumești? Nu! Uite-l cum vine! Uite-l cum... Andrei! Andrei! Nu și pe Dorel! Ai de capul meu! Nu și karting-ul! Dar de ce faci asta? Era zona ta preferată! Erai prieten cu Dorel! Nu o să mai rămână nimeni! Era zona mea preferată? Nu, Andrei, nu, oprește-te! În numele legii, oprește-te! Oh my god, uitați-vă la asta! E nebun, efectiv! Oameni buni, poate putem să-l oprim cu un like sau ceva? Bă! Nu, ai de capul meu, s-a terminat, uitați-vă și voi cum se distruge absolut tot! Andrei, oprește-te, nu karting-ul! Oh my god, vai de mine! Ai de capul meu, Andrei, de ce faci asta? Ho, 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 ho! Ai de capul meu, vine după mine! E după mine! Repede, să-l pierd! Ok, ia, cred că m-am pierdut! Este, m-am pierdut! Ok, bun! Savantule! Silent, unde ești? Ai de capul meu, poți fugi, dar nu poți să fugi! Savantule, ce faci aici? Nu te-am văzut cum te-ai ascuns! Păi asta e și ideea, nu vreau să fiu văzut. Savantule, da, tu nu murisei? Fii serios, cum să mor eu? Sunt savantul. Ok, bun, zi repede, care-i planul? Uite-te și tu, Andrei, o să bubuie tot până mă găsește. Zic, cum scăpăm de Andrei? Unde e mă ăsta? Ai de capul meu, uite cum bubuie tot. Există o singură soluție. Zi! Aoleu! Ce asta? Trebuie să-l convingi pe Andrei să intre în portalul ăsta? Ok, bun, dăm 2 secunde. Andrei! Hei, fricosule, aici sunt, hei, ce faci? Ia, fii atent că i-am zis fricos. Tu crezi că sunt fricos? Normal că ești fricos, fricosul. Și ăla cum e tot acolo? Savantule, fugi, savantule, fugi. Ai de capul meu. Andrei, pun pariu cu tine că... Aolo, mamă, mi-e frică. Nu ai curaj să intri în portalul ăsta după mine. Ha, n-ai tupeu. Ce? N-ai tupeu să vii. Ha, de ce râzi, mă? Tu crezi că mi-e frică sau ce? Normal, hai, n-ai tupeu să vii după mine. Oh my god, chiar ai intrat. Mamă, nu cred, perfect. Păi și acum ce faci? Savantule, mă sperii! Frate, anunță și tu când apari. Și acum ce facem? Păi acum intră și tu după el. Logic! Ce, bă? Ok, bine. Și așa o să rezolvăm? Da, o să vezi despre ce e vorba. Ok. Bun, 3, 2, 1 și... What? Ce se întâmplă? Andrei, ce e asta? Ce se întâmplă? Andrei, ești normal? De ce nu mai funcționează puterile? Mamă, încă nu e normal. Savantule, ce s-a întâmplat? I-am dezactivat aproape toate puterile lui Andrei. El încă este blestemat. Trebuie să faceți acest parcurs împreună pentru a rupe blestemul. Ce, bă? Tu, ce mi-ai făcut? Andrei, tu nu înțelegi, trebuie să faci parcursul ăsta ca să nu mai fii blestemat. Tu nu înțelegi. Eu vreau să rămân așa. Nu, Andrei, nu vrei. Tu, de fapt, ești blestemat. Doar vreau să scap de aici. Am o idee.
Andrei, nu, 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 nu! Bă, ce s-a întâmplat? Stai liniștit, o să se respawneze în spatele tău în 2 secunde. Oh! Ce am acum? Mamă, savantul e genial, nu pot să cred. Andrei, blestematul meu micuț și drăguț, când o să ies de aici, o să-l prind eu și nu-l mai las deloc să scape. Andrei, hai să facem acest parcurs împreună. Andrei, bă, ce faci, bă? Bă, l-ai omorât pe savant. Na, bă, Andrei, tu n-auzi că tu ești blestemat și trebuie să facem parcurs ca să scap de blestem? Ce nu înțelegi? Ce blestem, mă? Sunt eu, Andrei 2010. A, ok, păi fii atent, atunci răspundem la o întrebare. Vrei să omori toată civilizația? Logic. Ok, ești blestemat! Hai de capul meu, ok, oameni buni, și eu trebuie să fac parcursul ăsta, mă rog, și Andrei trebuie să-l facă ca să scape de blestem. Andrei, haide, te rog eu frumos, am încredere în tine că poți. Uite, fii atent, stai, ca să-ți aduci aminte că tu erai un om bun și să-ți aduci aminte de viața de dinainte de blestem. Uite, Andrei, el este Teddy, ursulețul nostru. A? Haide, mă, haide, trebuie să-ți amintești de el. Teddy? Exact! Mamă, hai, uite, cred că și amintește. Ce faci? Bă! Ce ai făcut? Cel mai urât urs pe care l-am văzut. Bă, frate, dar nu-i corect. Uite-te și tu. Nu-i corect, frate, pentru că e blesteman. Nu-și mai amintește, săracu. Mi-e milă, uitați-vă și voi. Na, și uite, acum eu trebuie să aștept după el. Salut! Bă, ce s-a întâmplat? Tu vrei să te bat? Zi! Ia mă, ia, hai, dacă ai tu pe... Aaaa! Bă, firai tu să fii! Firai tu să fii! A, da? Păi ce mă, iau, eu nu știu să... What? Haide! Mamă, Andrei încă e în spate! Ce nubie! Mamă, ce când e blestemat, e ultimul, nu cred așa ceva! Uită-te la el! Ok, boing! Ok, mamă, cât de tare e parcurul ăsta! Bă, Andrei, mă rog, chiar dacă ești blestemat, poate pot să vorbesc cu tine. Ia zi, cum ți se pare parcurul ăsta, a? Ți se pare șmecher? Mamă, iau-te-l pe ăsta! Opa, bun! Porcărie? E, tu ești porcărie! Mamă, stai că am căzut, frate! Mamă, acum trebuie să ne întoarcem înapoi! Bă, ce faci, bă? N-ai voie să trișezi! Doar eu am voie! Ia uite-mă! Oh, mamă, uite cât de în spate e Andrei! Mamă, ia-o pe asta, Andrei! Ok, woohoo! Bun, bă! Ce, bă? What? Cum e așa ceva posibil? Da, nu am reușit să-i scot toate puterile. Au mai rămas câteva. Ha, bă, savantule, bă, dar nu ești bun de nimic. Bă, Andrei, dar pot să știu și eu de ce efectiv îmi vrei rău? Adică, înțeleg, dai, mâncam morcovul la blestemat, dar ce gândești tu acum? Adică, ce e în capul tău în momentul ăsta? Asta vreau să știu. Pentru că răul este calea. Mamă, săracu, cât de blestemat e. Doar durere și suferință trebuie să existe. O lume plină de lavă. Mamă, oameni buni, uitați-vă la el, săracu. Mamă, chiar trebuie să-l fac bine. Chiar trebuie să termină parcursul ăsta ca să se facă bine, Andrei. Ah! What? Ha-ha-ha! Nu! Ce în urmă ești? Bă, stai, bă, nu sparge asta. Stai că eu nu mai pot să fac după. Andrei, stai! Asta este și ideea, tărtăcuță ce ești. Ce, mă, cum ai făcut? Pa, stai! Pa, Andrei! Hai, pa! What? Bă, Andrei, ce faci, mă? Tu începi de aici. Eu mă întorc acolo. Bă! Mamă, firar el să fie. Mamă, o să vadă el. Mamă, cât de greu e. Dar totuși încerc să țin pasul. Adică pot să țin pasul. Pot să țin pasul. Ce, mă? Cum ai ajuns? Cu muncă. Și cu mult. Bă, nu-i corect. Dar tu trișezi. Mamă, firai tu să fii. De-abia aștept să termin parcursul ăsta. Să scap de blestemul ăsta. Cui pasă că trișez? Oricum lumea e în mâinile mele. Eu dețin totul. Mamă, o să vezi tu când termin parcursul ăsta. Firar el să fie. Bun, oameni buni. Pentru că eu nu mă las niciodată bătut. Tu știi că... Taci, bă, taci! Pentru că niciodată nu mă las bătut și niciodată nu mă dau bătut, oameni buni. Eu pot să termin oricând, nu? Nu poți pentru că ești prea slab. De-aia nu poți. Aha, punem bețe în roate. Punem bețe în roate, Andrei. Ce o să faci? Uite, asta o să fac. Fii atent, uite-te la mine. Fii atent, te uiți? Fii atent, o să fac asta.
Ce? Mă, what? Cum ai scăpat din mâinile mele? Ce, mă? Ok, Andrei, să știi că... Andrei, să știi că eu o să trimit parcursul ăsta, îți promit. O să-i demonstrez eu, o să-i demonstrez că sunt în stare. O să-i demonstrez că pot să fac chestia asta și că nu sunt slab deloc. Ok, bun. Bun, perfect, perfect, perfect. Mă, ce face? Ce face? Nu, 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 nu poate să pună pe roate, nu! Degeaba râzi, pentru că savantul m-a ajutat să mă duc înapoi. Ha-ha, aolo, nu. Unde-i mă ăla? Păi e ascuns, că nu-l mai suport, e ascuns savantul. Mamă, savantul, îți mulțumesc efectiv că mă ajuți. Bun, hai să vedem. Ah, perfect, hai încă puțin, încă puțin, încă puțin. Și dacă ne-mi parcurul, Andrei o să fie efectiv. Na, bună încercare, bună încercare. Mamă, săracul, nu cred. Mamă, cum încearcă. Mamă, ce tare. Bă, nu pot să cred. Mamă, n-are nicio șansă cumva. Mamă, ok, nu, 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 nu. Oh my god, oh my god, ce fac aici? Nu, 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 aici chiar m-a prins. Savantule, ajută-mă. Wow, mamă, mersi mult. A trecut mai departe. Au, bă, nu-i corect. Nu mă dau bătut, nu mă dau bătut, nu mă dau bătut. Eu nu pot să pierd, nu pot. Efectiv, nu mă dau. Nu pot să cred, mai am puțin, mai am puțin. Uitați-vă unde am ajuns. Bă, nu, 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 nu. Oh my god, oameni buni, sunt aproape, sunt aproape de templu final. Mi-a dat slowness. Hai de capul meu. Andrei, e slab, e slab pentru că face asta. Ești foarte slab. Nu câștigi? Ba da, o să câștig. Sunt aproape, încă puțin, încă puțin și termin. Oameni buni, nu pot să cred. Firai tu să fii. Încă puțin, încă puțin și termin. Și încă puțin, nu. Nu, 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 nu mă las. Nu mă las să-mi vinzi, nu mă las să-mi vinzi. Puterea mea o să câștige mereu. Nu, uite savantul, uite-l. Gata, bravo. Ai ajuns până la final și ai învins blestemul. Ai trebuit să-și revină la normal. Oh my god, nu cred. Yes! Poate că ai câștigat de data asta, dar el nu o să mai existe. Andrei, savantul se respawnează de ori câte ori vrea și acum revinos la normal. Ce? What? Iar tot e orașul distrus. Andrei, oare Andrei e în regulă? Stați așa, stați două secunde. Andrei? Ce faci, mă? Ce vrei? Păi, tu ce faci? Ești bine? Oh my god, nu pot să cred, ești normal. Mă uit la serial, ce fac? Păi, și nu... Dar ce-ai făcut la casa asta? La casa mea? Oh my god, nu-și mai aduce aminte. Bă, Andrei, ai uitat că ai fost blestemat și ai distrus tot și voiai să distrugi omenirea și... Ce, mă? Cum ai uitat? Silent? Andrei! Andrei, tu chiar... Tu ai făcut o boroboată și vrei să dai vina pe mine? Băi, Andrei, tu ai fost blestemat și tu ai distrus casa. Da, e bine că acum ești bine, mă. E foarte bine, Andrei, că acum ești în regulă. Nu știu despre ce vorbești. Hai, dispari. Ok. Bă, măcar acum e bine. Deci, da, totul e bine când se... Bă, ce e ăla? Andrei, nu! Andrei, nu! Andrei! Nu, nu mânca ăla. Andrei, nu mânca ăla. De ce nu? Pentru că ăla-i morcovul blestemat care e de efectiv de adus în toată chestia de blestem și efectiv niciodată nu mai trebuie să consum morcovi. Mă, lasă-mă cu vrăjelile astea. Bă. Andrei, ești bine? Ai de capul meu, nu din nou! Andrei, știi ce mă gai? Bă, frate! Hai, mă, Andrei, mă! Iar ai cumpărat tot stocul de ursuleți! Na, și acum mănâncă pizza în fața mea. Da? Păi de ce? Că uite, de-aia nu mai există ursuleți pe aici să-l împugro din cauza ta! Aolo, nici nu pot să merg prin ei! Că ultima dată nu am primit niciunul și am zis, da? Stai să vedeți voi! Și ce ai zis? Hai să cumpăr efectiv toți ursuleții, gen absolut pe toți! Exact! Bă, Andrei, sincer să fiu, sunt foarte, foarte supărat pentru că oamenii nu mai au ocazia să se bucure de Teddy. Bine, de fapt, mai sunt câteva bucăți. Nu-mi pasă că e supărat. Păi, dar stai, gen... Dar oamenii, nu te gândești la ei, te rog! Nu te aud, ascult muzică! Ce, mă? Păi, ce... Bă! Omul meu, efectiv, ascultă muzica la Nokia, gen. Ascultă Andrei 2010. Fugi, fugi. Păi da, dar nici măcar n-ai căști, gen. Așa că... Mă, what? Mă, de unde am mai scos
lăsați. Ba, 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 ia dați-vă puțin la o parte. Mă, fugi. Na, poftim, uitați-vă și voi. Andrei 2010 în habitatul lui natural. Fugi, Andrei 2010. Asta ascultă el în momentul ăsta, cu cele mai urâte căi și cel mai urât telefon din lume. Bă! Mi-a intrat ai Silent Song. Stai să dau skip. Bă! Na, uitați-vă și voi. Fugi. Da, deci dacă credeți că Andrei e puțin nebun, dați un like, adică, na, poftim. Uitați-vă și voi, dă petrecere cu Teddy. Și pe mine nu m-a invitat. Și cred că o să mă duc, ce? Da, mă rog, o să mă duc să-mi caut alți prieteni mai de calitate. Dispari, na, poftim. Uitați-vă și voi la asta, să fim serioși. Bă, da, chiar sunt foarte curios, adică uitați-vă și voi, Andrei 2010 este acolo, stă pe scaun și efectiv se distrează singur. Sunt curios dacă în lipsa mea mă bârfește. Adică, da, clar o face, dar sunt curios ce spune despre mine. Trebuie să mă duc până la magazin. Revin imediat. Ok, perfect, s-a dus în casă. Bun, haide, du-te sus, du-te. Sau pleacă. No, ulu, stai să nu mă vadă. Oameni buni, probabil vă întrebați de ce m-am strecurat la mine în curte. Ei bine, voi instala niște camere de supraveghere pe care n-ai cum efectiv să le vezi. Gen, e absolut imposibil să le observi. Deci dacă le observi trebuie să fii cel puțin John Cena. Adică n-ai cum efectiv să le vezi. O să le pun foarte subtil și o să-l urmăresc pe Andrei 2010 să văd ce vorbește și ce face cât timp eu nu sunt acasă. Uitați-l acolo. Hai să vedem. Doamne, dacă aș putea să cumpăr o cutie să-l țin pe Silent captiv acolo, că nu mai suport. Ce-a zis, mă? Să mă țină captiv într-o cutie? Ia să vedem ce mai zice. Și efectiv să stea acolo toată viața lui. Cred că pot să găsesc asta pe internet. Stai, ce? Stai, nu-mi spune că... Oh my god, chiar se duce să caute asta pe internet? Chiar vrea să cumpere o cușcă unde să mă ține captiv? No! Nu se poate! Salut internet! Vreau o cușcă pentru Silent! Ai de capul meu, oameni buni! Am impresia că ziua asta o să se termine nasol! Ok, trebuie să acționez. Aha! Andrei, ce faci aici? Oulu, ce are, mă? Ce vrei, mă? De ce nu pați la ușe? Dacă eram dezbrăcat. Bă, a, era, ghinion. Dar de curiozitate, ce făceai tu aici? Vorbeam cu o fată. Și ceva mai real? Da. Nu, gen, ceva real. O cheamă Luiza. Nu o cheamă Luiza, nu vorbeai cu nicio fată, Andrei. Ba, da. Ok, atunci spune-mi de cât timp vorbești cu ea. Uite, e aici. What? Unde e aici? Ce? Eu nu o văd. What? Spune-i salut, Luiza, uite. Mă, ce-a făcut, mă, ăla a fugit de mine? Bă, stai, mă! Doamne, și eu chiar am crezut. Bă, deschide-mă ușa! Na, poftim, m-am cuiat aici. Mă, unde e Andrei? Oh, bă, ce căutăm în debara? Oare ce vorbește? Ah, stai, că am camere și acolo. Ha. Deci trebuie să vină odată coletul ăla cu portalul. Ce, mă, ce portal a comandat? Oricine intră în el e transportat în cușcă. Mă, ce stai, că am comandat un portal care mă să... Trebuie să văd cum îl fraieresc să intre acolo. Ai de capul meu, nu pot să cred. Și o să rămână permanent singur, fără prieteni, fără mine. Oameni buni, trebuie să mă duc să-i spun, nu se poate așa ceva. Nu poate să mă chidă permanent undeva. Andrei! Andrei, ce-i asta? Ia uite ce-am comandat. Andrei, ce-ai comandat? Ce-i asta? E o excursie pentru doi? Mă, ce excursie în portal? Ce vorbești acolo? În insulele Hawaii? Mamă, pe bune? Și gen, dacă intru în portalul ăsta o să ajungă Hawaii? Da? Mamă, ce tare, păi hai, intră tu primul. Și o să ai fustiță de frunze cu nucă de cocos? A, ce drăguț. Păi intră, mă, tu primul atunci, ia, hai, intră. Ok, intru, ia să vedem. Andrei, nu așa se intră în portal. Gen, cred că nu așa se intră în portal. Gen, cred că pe aici trebuie să intri și să... Ba da? Andrei, fii atent. Deci știi cum se intră în portal? Fii atent, uite-te la mine. Ok, mă uit, fii atent. Fă ca mine, deci sari. Ok, acum vino mai aproape. Gen, vino puțin mai aproape. Așa, sari. Bun, hai, mai sari. Haide, mă, Andrei. Mă, haide, mai încredere. Tu ce vrei să faci? Nimic, mă. Hai, faci exercițiu, hai, 3, 2, 1, sari. Hai, 3, 2, 1, sari.
Oameni buni, cred că tocmai ce l-am băgat pe Andrei în captivitate permanent. Bă, ajutor, unde sunt? Aolo, îl auziți și voi? Mamă, stai așa că nu pot să las singur, stai că intru și eu. Wow! Wow! Bă, ai venit și tu, nu e bine? Bă, Andrei, stai, uite ce se întâmplă. Andrei, unde suntem? Ce e asta? Ce, unde, alo, ce? E o cușcă? Andrei, nu-mi place locația asta, e cam obscură. Sunt prea aproape de tine! Andrei, de ce suntem într-o cușcă? Și simt respirația ta cu ceapă? Ba, firai tu să fii! Tu miroși a ceapă! Nu, dacă s-au scum... tu miroși a usturoi și a ciuperci. Nu e adevărat? Ba, da! Eu nu mănânc așa ceva. Ok. Ba, Andrei! Mă panichez! Nu-mi place! Ai de capul meu! Ba! Numai dacă eu am claustrofobie de-aia! Păi și ce-ar trebui să facem acum? Nu știu, dar trebuie să ne păstrăm calmul. Ok, avem un copac aici. Calmul ne ajută în situații dificile. Andrei, nu mai avem pizza. Ce, bă? Exact! Crezi că ar trebui să încerc să spar copacul ăsta? Păi da, că e prea aproape de mine. Ok, hai să vedem, bun, ia să vedem. Ok, haide. Wow, ce s-a întâmplat? Ce, mă? Ok, bun este așa. Bă, vezi că n-a fost rău. Ok, mă, ce faci, mai ia blocul ăla de acolo. Fii atent, Andrei, cred că trebuie să supraviețuim sau ceva. Oh my god, stai. Vezi ce văd și eu? Da, trebuie să respectăm instrucțiunile. Exact, și acum următoarea chestie este să facem un pickaxe de lemn. Ok, hai că știu eu să fac. Cum se făcea? Bă, că știu de fapt, știu cum se face. Stai așa. Deci punem așa și așa și așa. Gata! Oh my god, Andrei, mamă, ne-am extins! Bine, mă! Hai, mă, că știu și eu, oh my god, nu mai trăim într-o cutie! De fapt, ba, da, tot într-o cutie. Bă, ce faci, mă, Andrei? Andrei, ce faci? Andrei, plec. Andrei, nu ai unde să pleci, nu poți să te duci în jos. Hai de capul meu, trebuie să craftăm o torță. Ok, stai așa, vin și eu. Woo! Unde am nimerit? În mină. Ok. Bă, Andrei, fii atent. Uite care e faza. Dacă vezi cumva căul, adică cărbune, ce faci, mă? Lasă-mă să minez. Dacă cumva vezi căul, anunță-mă, te rog frumos. Bă, tu spargi cu pichexul? Păi cu pichexul. Uite iron! Mamă, bine, mă, dar am nevoie de niște căul, am nevoie de niște cărbune, Andrei, ca să facem torță. Ai spart dar cu pichex? Așa, mă, și ce? Și ce o să facem privința asta? Ești cel mai numb jucător. Mersi. Dar de ce nu-ți faci și tu un pickex în loc să mai fii așa inutil și să... Băi, Andrei, te rog eu frumos, fii serios. Hai, du-te, fă-ți un pickex. Doamne. Bă, nu mai am lumină! Hai de capul meu. Ok, perfect. Ok, bun, hai, caută căul. Caută. Caută cărbune, repede. Bă, aici? Yeah. Bine, mă, bun. Hai, mamă, dar nu văd nimic. Bun, dar stai, mai am nevoie de lemn. Bă, nu, uite, mai am aici. Fii atent, Andrei, acum o să se mai extinde și mai mult. Fii atent, ești gata? Andrei, ești gata? Da, fii atent, hai odată. Deci, uite, facem un stick, ok. Deci am făcut așa și acum, bam. Oh my god, ești și mai mare. Woo-hoo! Bă, nu mai da, bă, nu mai da. Andrei, dacă mai dai, efectiv o să fac asta. Crede-mă, nu ai vrea să fac asta. Wow. Bă. Andrei, care e următorul task? Ce trebuie să facem? Păi, o sabie de iron, dar eu am deja. What? De ce nu s-a pus? Păi, Andrei, aia e sabie de piatră, nu-i de iron. Nu e, mă, cum? Păi, Andrei, asta nu e de iron. Ai iron! E albă. Doamne, bine, ok, fie. Mă duc eu să iau iron, stai așa să-mi fac un pickaxe de stone. Că cu tine nu se poate așa ceva, Andrei. Băi, deci cu tine nu excelezi, domne, în cariera asta. Bă, Andrei, dă-te. Andrei, dă-te, am zis. Andrei, dă-te. Andrei. Andrei, firai tu să fii. Bun, bine, gata. Bun, perfect, stai așa, lasă-mă să iau iron-ul ăsta, te rog eu frumos. Te rog, lasă-mă să-l iau, așa, bun. Hai sus înapoi, haide, ușor. Haide, bun, ușor pe aici. Bă, dar mi-explică și mie cineva de ce am ajuns în imposta asta. Bă, dar și eu am făcut un furnes. Gen, pe bune? Bine, dăm căul. Ok, nu-ți dau, o să-l pun direct aici la prăjit. Pentru că trebuie să facem. Bă, ce fa...
ok, da, are sens. Păi, ce crezi că mă fraierești? Bine, ok, hai să vedem, haide, haide, haide. Oh, oh, bun, 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 o să fac primul, o să fac primul, o să fac primul. Ia uite, ia uite, eu am avut primul. Firai tu să fii. Fraților, cred că n-am vrut să fac asta. Pa, 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 stai, 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 am zis stai. Ai, bă, frate. Bă, dar ce chestia asta? Din ce e făcută borderul ăsta? Adică, uite-te și tu, din ce e făcută chestia asta? Pare să fie o chestiuță sau ceva. Bă, chiar, bă, chiar așa pare. Ok, în orice caz, ideea e în felul următor. Andrei, îmi explici și mie care e scopul nostru? Adică, noi o să trăim aici toată viața sau ce? Cred că da. Asta e oribil, gen, fără calculator, fără internet, fără pizza. Deja vine să plâng. Fără dorel, fără oraș, fără stradă, fără bicicletă, fără pizzerie. Și cel mai trist, fără Teddy. Oh my god, nu se poate. Bă, Silent, vrei să zic ceva? Eu când am intrat în portal nu aveam buzunarele goale. Păi și ce aveai în ele atunci? Ai bani? Ce faci cu banii? N-ai ce să faci. Uite, ce? Oh, 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 oh my god! Doi Teddy! Nu cred! Yay! Bine, mă, Andrei! Woohoo! Bă, cât de tare! Bă, da, eu acum văd ce e în cer. Nu știu, hai să aflăm. Bă, da, a venit seara. Cred că trebuie să dormim, bă. Păi, n-avem pe ce să dormim. Cu ce să dormim? Adică... ok, bine. Noapte bună! Oh my god, ce a și crescut bariera că am dormit! Voi vedeți aia? Voi vedeți? Ăla e un chest? Îl vedeți și voi? Oh my god, trebuie să-i spun lui Andrei. Bă, Andrei, vino încoa, vino încoa, vino încoa. Ia, bagă ochiul în ăsta și ia, spune-mi. Vezi ăla? Vezi ăla acolo? Uite-l, uite-l. Bă, ce faci, mă, bă? Stai, mă, nu acolo. Unde te uiți, mă, bă? Alo, unde te uiți, bă? Brăila. Stai, bă. Că m-am pierdut. Uite, mă, acolo, uite-te. Ia zi, vezi ceva? Vezi ceva acolo? Ia vezi. E o găină. Nu, bă, o găină! E un chest! Nu-l vezi! Da, bă, un chest, uite! Exact, Andrei, și fii atent. Am o idee. Hai să ajungem până la chestul ăla să vedem ce e și poate putem să scăpăm de aici pe viață! Realizez că nu o să se întâmple, nu? Dar de ce trebuie să fii tu pesimist? Adu-mi 3 diamante. Hai, ai venit cu ele sau nu? Andrei, bine, mă, frumos. Bun, ia să vedem. Acum hai să facem ăsta. Bun! Și uite că am mai crescut puțin, mai avem puțin până la ăla. Ok, bun. Andrei, vreau să mai ducem felul următor. Obsidian, flint and steel, lavă și apă. Da, mă, și un sandwich și o casă nu vrei? Ia, hai, du-te tu. Bă, ce mai faceți chestiuțelor? Bă, vezi cum vorbești cu urșii mei? Urșii mei nu sunt chestiuțe, da? Hai să ne înțelegem. Ai treabă, parcă. La treabă. Da, bine, mă rog. Ok, bun, haide. Haide, asta o să, asta o să ne scoată de aici. Asta 100% o să ne scoată de... Andrei, cred că mai am nevoie de niște bucăți. Bun, perfect! Oare merge? Ce, mă, asta? Ce, mă, cubul ăsta? Bă, nu mai râde, nu mai râde! Fii pe fază, Andrei, uite-te la asta, fii atent. Bam, 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 bam. Ok, bam, bam, bam. Și acum bam, 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 bam! Aia zic! Na? Păi și... Gen, de ce nu s-a... De ce nu a progresat sau ceva? Păi cred că trebuie să intrăm în el sau ceva. Ai dreptate. Haide! Oh my god! Bă! What? Mă, ce? Nu-mi place aici. Bă, Andrei, haide, hai repede să luăm niște netherrack. Urgent! Haide, capul meu, pune mâna la treabă. Mai repede! Bă, ce faci, mă, ăla? Doamne ferește. Bă, Andrei, ești bine? Andrei, te simți bine? Doamne ferește, așa ceva. Andrei, răspunde-mi, respiri. Mă, mai respiră ăla, mă? Bă, nu sunt bine deloc. Mă doare tot corpul, văd oameni.
Păi, bă, eu sunt, chiar sunt un om. Ba nu, tu ești o chestie. Ba, firai tu să fii. Ah, nu o să mai scăpăm niciodată de aici, ursuleților. Bă, Silent, da, mă, Andrei, pacientul, ce vrei? Tu te-ai apucat de scris cărți? Fii serios, Andrei, glumești, nu? Am văzut o carte. Ce carte ai văzut tu, mă? Și nu spune că ai și citit-o, că fac aici. What? Mă, ce carte asta? Băieți, știu că aveți nevoie de ajutor în momentul de față. Știu că sunteți captivi și știu că nu mai suportați. Pot să vă ajut. Tot ce trebuie să faceți este să luați câte un ursuleț în mână și să spuneți de 3 ori savantul e cel mai tare. Semnat savantul. What? Ce, mă? Mă, ce? Băi, asta e o secundă. Stai. Andrei, eu fac asta. Eu o să fac asta. Hai, o spunem în același timp. Hai, 3, 2, 1 și... Savantul e cel mai tare! Savantul e cel mai tare! Savantul e cel mai tare! Wow! Bă! Gata, băieți! Vedeți ce ușor a fost? Oh my god! Silent, pa! Sunt acasă! Sunt acasă, nu cred! Bă! Sunt acasă! Andrei, efectiv! Bă, deschide-mă ușa! Andrei, tu realizezi că efectiv suntem acasă și că am scăpat din captivitate? Da! Dar ia stai tu puțin. Ok, am scăpat, dar... Tu de ce ai vrut să mă închizi acolo? Ia stai puțin, uite așa. Bă, ia stai, mă, că tu ai niște explicații de dat. Bă, ia vino, mă, tu acu-i. Bă. Neața tuturor! Ce zi minunată, nu-i așa? Mă, tu ce cauți aici? Mă, nu ți-a zis să nu mai vii! What? Tocmai ce m-a scuipat? Băi, ce ți-am spus eu să nu mai vii aici la mine în față? Adică, efectiv... Nu, deci îmi pare rău. Eu n-am ce discuta. Eu nu am ce discuta efectiv cu lama aia, pentru că mă scuipă non-stop. Ce zici, bă, Andrei? Mă uit la pești, tu? Bă, sincer, șop aici. Super, auzi? De ce ești tu pe față? Ce, mă? Cum? Am avut o altercație afară. Nu vreau să discut despre asta. Ok, dar de ce ești în pijamale? Păi tu mai ce... M-am trezit. Și ce ai făcut afară în pijamale? Și unde ai dormit? Că în casă n-ai fost. Deci despre asta n-aș vrea să vorbesc, dar știi ceva? Destul despre mine. Andrei, ce-i asta? What? Mi-ai făcut cadou cumva. Nu-l atinge? What? De ce să nu-l ating? Zi-mă, este o chestie care nu poate fi vreodată procesată de creierul uman. Stai o secundă. Ia vino cu mine, stai. Mamă, nu cred. Bă, Andrei, tu cumva mi-ai cumpărat un ursuleț Teddy de pe asylum.ro. Hai, mă, știi că nu trebuia. Nu? Și atunci ce mi-ai cumpărat? Deși era un cadou bun, trebuie să te recunosc. Dar, nu, stai, nu mai spune nimic. Gata, știu. Mi-ai luat o cană? Nu. Un glob? Nu. Un pix de Crăciun? Nu. Mănuși? Nu? Dar ce mi-ai luat, mă? În primul rând, nu ți-am luat ție nimic. Ce? Ce, mă? Stai. Și în al doilea rând, cum adică nu mi-ai luat nimic? În cutia aceea este un buton. Un buton care ține minte. Nu trebuie să-l apeși niciodată. Ce, mă, e un buton? What? Chiar e un buton? ok, deci efectiv e efectiv un buton. Bă, nu te mai uita. Bro, e efectiv un buton. Adică, unde să mă uit? Uite la aici, gen. E chiar aici. Nu mai poți să-l scoți niciodată de aici. E cu un lipit special. Ce, mă? Bă! Ți-a zis să nu-l atingi. Ok, deci tu ți-ai cumpărat un buton de pe internet. Interesante alegeri, sincer. De curiozitate, așa, ca să fac și eu un profil al investițiilor Andrei 2010. Cât ai dat pe acest buton? O sumă cu 5 cifre, dar nu contează asta? Cât, mă? Da, și am vândut și mașina. Și jumătate de casă. Etajul de sus nu mai există. Ce? Da, și pe Tom. Nu! Ok, partea cu Tom glumeam. E la baie.
Oh, bine, bine. Bă! De ce ai dat atâta pe un buton dacă nici măcar nu poți să-l apeși? Chestia asta mică, efectiv, cum a putut să coste atât dacă nici măcar nu e apăsabil? Păi, stai! Ascultă-mă! Explică-mi de ce avem așa ceva în casă. Care-i faza cu butonul? Ok, deci... În primul rând, ascultă-mă că butonul ăsta chiar are niște super puteri mișto, doar ascultă-mă până la capăt. Păi zi o dată! În al doilea rând, să știi că încă ești în pijamale. Ok, oameni buni, cred că aici o să am nevoie de ajutorul vostru, pentru că nu pot să mă mai duc până acasă. Ajutați-mă să mă schimb în skin-ul meu normal. Trebuie să apăsați butonul de like în 3 secunde, număr Andrei, 3 secunde, începând de acum. 1, 2, 3, BOOM! Păi și skin-ul meu? Wow! Bine, mă! Ok, Andrei, acum zi. Deci, în descriere zicea că acesta este un buton misterios care a fost care a fost ascuns 3000 de ani de către extraterestri și l-au găsit și că povestea din spatele lui este că dacă îl apeși, se va întâmpla ceva rău, ceva ce nu-ți poți imagina, o catastrofă totală, dar dacă ești în posesia lui și nu-l apeși, îți poate aduce noroc înzecit. What? Adică doar prin simplu fapt că avem buton în casa asta ne aduce noroc? Da? Mamă, asta încerc să zic? Mamă, și dacă l-apăsăm avem ghinion? Mai rău. A, păi în cazul ăsta mă duc să l-apăs. Bă, 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 gata, mă, glumeam, bă, gata, mă, bă, da, mă, glumeam. Păi în cazul ăsta bine, mă, uite-te la mine, te văd, ok? Trebuie să înțelegi că dacă l-apeși, vine ceva mai rău decât apocalipsa în sine. Ok, Andrei, nu o să l-apăs, promit. What, ce-i asta aici? Mă duc să-l apăs, mă duc să-l apăs. Bine, bă, gata, băi, bine, nu-l apăs, nu-l apăs. Gata, oameni buni, la 2 like-uri l-a apăs. Ok, oameni buni, 3, 2, 1. Bă, ce s-a întâmplat, Andrei? N-ai vrea tu să mergem azi la karting și știi tu să fac eu cinste? Mă simt norocos azi. Ce, bă, Andrei face cinste la karting? Mă simt norocos azi din cauza butonului. Hai să mergem. Eu nu ratez așa ceva. Las că pot să-l apăs, și mai târziu. Bă, ce tare a fost, Dorel, cu plăcere. Bă, a fost o zi minunată. Andrei, hai să mergem acasă. Ce zi mișto, hai să mergem. Auzi? Ce s-a întâmplat, Andrei? Ce? Hai să mergem, gen. Oare o să observe Dorel că îi furăm carturile de față cu el? Nu, mă, nu e prea fericit, gen, ca să observe. Hai să mergem. Ah, ok. Fii atent că pe al meu îl bag în garaj. Ia, fii atent că fac aici. Bun. Perfect, hai, bagă-l și tu, perfect. Hai să mergem. Bă, bă, ce s-a întâmplat? Nu cred. Ce, mă? A funcționat. Ce a funcționat, mă? Norocul butonului a funcționat. Când a funcționat, mă, că eu nu l-am văzut. Am văzut mașina și acum e înapoi. Ah! Bă, dar chiar, mă, că tu ai vândut mașina să cumperi și... Oh my god, butonul ăsta chiar merge! Ok, știi ce? Eu cred că nu o să-l mai apăs. Sau? A mers! Dă-te că mă duc să-i mulțumesc butonului! Tu, oameni ferește, omul vorbește cu butoanele. Bă, bă, da, mă, Andrei, mai lasă-mă cu butonul tău și strânge mizeria asta aici. Bă, bă, butonul, da, mă, știu că e mișto și ca așa, am înțeles. Lasă-mă să-mi beau un cocktail. Bă, ce are, mă, ăla, bă, ce are, mă, bă, ce ai, mă, ce? Dă-l încolo de... Lipsește butonul. Ce? Ce? Ce, bă? Ai vreo explicație? Cred că știu cine a făcut asta. Vino după mine. Cine? Vino după mine acum. Nu, cred că totuși nu e la furat. Tu ai fost, savantule! Știu că te bagi în toate chestiile și mai ales unde nu-ți fierbe oala. Știu că tu ai furat butonul. Of, of, of. Ce avem noi aici? Doi băieți supărați în plină noapte. Ce s-a întâmplat, băieți? Andrei, zi tu, ține-mă. Ține-mă că-l... Zi tu, vorbește tu că eu nu pot. Savantule, unde îmi e butonul? Nu, bă, cum adică? Nu, adică unde îmi e butonul? Că era al meu, gen. Bă, stai, mă. Bă, să fim înțeleși. Factura e pe numele meu. Stai puțin. Stai. Nu, deci în primul rând stai. Hai să ne înțelegem. Nu, factura e pe numele meu, gen. Și eu dețin butonul legal vorbind. Da, sau Andrei, deci butonul era al meu. Nu e așa, Andrei? Ok, ia lu Andrei. Ia lu Andrei. Da, nu știu despre ce vorbiți. Ultima chestie pe care am furat-o a fost această poțiune. Habar nu am ce face.
Andrei, hai să încercăm, ce zici? Hai, 3, 2, 1 și... Bă! Bă, ce se întâmplă? Andrei, de ce văd așa? Da, ceva să mă avertizeze să nu mai încerc niciodată poțiunile savantului. În schimb, vă pot ajuta cu o chestie. Cred că vă pot ajuta să vă recuperați mult iubitul buton. Pe bune? Oh my god, te rog, ajută-ne! Doar săriți în gaura din spatele vostru. Ok. Bine, 3, 2, 1, Geronimo! Wow, mă, ce? What, unde am ajuns? Savant? Mă, ce e asta? În spatele meu aveți find the button. Ce înseamnă asta? Găsește butonul. Și stai, asta înseamnă cumva că dacă găsim butonul, practic ne-am găsit butonul pierdut? Evident că nu! O să trebuiască să găsiți mai multe butoane până găsiți butonul vostru real? Ce? Ce, mă? Stai puțin, o să trebuiască să găsim butonul în toată chestia aia? Ai de capul meu, Andrei, în ce ne-am băgat? Cu butoanele tale și cu internetul tău și cu toate... Ai de capul meu! E numai vina ta, Andrei, e numai vina ta! Care-i părerea ta? Numai vina ta? Ba nu, e a ta! A ta e și, în plus... Puți. Na, poftim. Poftiți, Andrei, 2010. Na, poftim, dacă puteți. Wow! Mă, ce? Unde suntem? Bă, Andrei, ce-i asta? Ce-i asta? Nu, asta am zis eu, gen. Savantule, ce-i asta? Eu am zis asta, Savantule... Aici este primul nivel. În toată această încăpere am ascuns un buton. Baftă să-l găsiți. What? Bă, ce? Mamă, păi în cazul ăsta... Unde-i butonul? Ok, bun, hai, mamă, nu pot să cred că trebuie să găsim un buton în toată chestia asta. Ba, Andrei, să nu-l apeși dacă îl găsești. Te rog eu frumos, de să nu-l apeși. Ok, bun, ia să vedem. Mamă, dar unde e, mă, frate? Bă, e imposibil. Mamă, bă... Andrei, dacă de fapt nu există niciun buton și gen ne-a păcălit savantul sau ceva, există posibilitate? Bă, e o farsă? Nu e, mai nicio farsă, eu nu cred că e o farsă. Ok, mamă, ia vezi că m-am urcat aici, ok. Gata, l-am găsit. Ce, mă? Unde e? Oh my god. Hai să vedem ce se întâmplă dacă l-apăsăm. Stai. De ce? Dacă e o capcană și... De fapt, asta e butonul nostru și vine apocalipsa. Sau chiar mai rău. Nu cred. Hai să vedem. What? Savant? Mă, unde ne-am teleportat? Bravo, ați găsit primul buton. Ce credeați, că ăla e butonul vostru? Nicio șansă. Eu chiar n-am crezut, în schimb, Andrei, nu credeam asta. Ba da, tu chiar credeai asta. Și, în plus, butonul nostru e gri. Ha! Da, într-adevăr, butonul nostru era gri. Bă, vezi că mori în cactus, bă! Wow! Mă, unde a dispărut savantul? Bă, presupun că acum trebuie să găsim butonul. Da, hai să vedem, mamă. Bă, frate, dar unde poate să fie, mă, butonul? Bă, stai o secundă, asta chiar a fost ușoară. Ce simplu a fost? Bă, tu e simplu. Bă, hai să vedem ce se întâmplă dacă l-apăsăm. What? Oh my god, încă o dată? Ok, bine, presupun, iar deșert. Andrei, nici măcar nu știu unde sunt. A găsit al treilea buton în mai puțin de... A venit și deșteptul. Andrei, am găsit al treilea buton în mai puțin de o secundă sau ceva. Ce, bă? Apasă-l. Bă, ce? Nici măcar nu l-am apăsat. Ce, mă, nedar? Ai de capul meu, nu pot să cred că trebuie să găsim. Fii atent, hai să facem concurs. Cine găsește primul buton, primește o pizza gratis. Ok, bun. Stai, bă. Ok, hai să vedem. Ok, bun, hai să vedem cine găsește primul butonul. Ok, nu. Stai cu minte. Unde pot să-mi fie, mă, butonul ăla? Bă, taci, mă, n-auzi, mă. Bă, pleacă, mă. Firai tu să fii. Da. Na, poftim. Olo, mamă, cât mă enervează. Deci mă enervează și Andrei, mă enervează. L-am găsit. Am o pizza gratis. Ce, mă, bă? Mă, și Andrei n-a nicio idee unde l-am găsit. Bă, unde e? Uitați-vă la el, ce nob e, săracu. Săracu nu știe unde e. Doamne, mi-e milă. Ce, mă, bă? Nu-i corect.
Mă l-au murderis. Uite-l, frate, băi, atât de evident și omul meu moare în lavă. Wow! Oh, oh, savantule? Băieți, ce pot să spun? Vă descurcați chiar onorabil, însă mai aveți mult până să găsiți butonul vostru. O să mai apar când o să mai fie nevoie. Da, presupun că ne descurcăm bine. Mai mult eu decât Andrei, dar da. Firai tu să fii. Unde poate să fie butonul de aici? Fii atent, Andrei. Bă, ce faci, mă? Bă, Andrei, bă, stai, mă. Stai că voiam să-ți arăt ceva. Urcă puțin sus. Fii atent, deci eu, Andrei, când mă gândesc și vreau să fiu intelectual, de obicei fac mișcarea asta. Uite, te uiți atent? Da. Uite, fac asta de obicei. Wow, 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 wow. Ce părere ai? Neinteresant. Na, poftim, ce să zică și el acum? Vă dați seama că n-are ce să zică și el acum. Ce? Oh. What? Bă, băiatule, fiți atenți. Mamă. Mamă, cât de tare. Bă, deci în viața vieților lui n-o să-l găsească. Mă, tu te-ai luat după mine. Ba nu, minți. Ba nu, nu mint, firai tu să fii. Ok, deci în momentul de față suntem în lanul de porumb al lui bunica și practic trebuie să ne dăm seama unde poate să fie butonul. Ia stai așa. Ok, ok, aici nu e absolut nimic, gen, e literalmente gol, nu știu cum să vă explic. E acolo? Nu, nu e acolo. Bă, Andrei, vezi că e complicată asta. Deci, Andrei, asta e complicată. Este, într-adevăr, chiar este o treabă destul de complicată. Nu e chiar așa complicată. Bine, mă! Bă, ca de obicei, cât e scorul? Nici nu mai contează că sunt mult peste Andrei. Bă, dar tu te uiți după mine, mă, bă, nu-i corect, mă, las-o așa, știi ceva, ba, nu? Bine, mă, fii atent, facem un felul următor, bă, fii atent. Hai să facem concurs, cine ajunge primul la 3 butoane găsite, începând de acum, cine găsește primul 3 butoane, câștigă zi o miză de-asta, bună, rău. 200 de pizza, nu, dublează. 400, câștigă 400 de pizza. 3, 2, 1 și... Ok, bun, hai să vedem. Mamă, 400 de pizza. Păi, mă, ce vorbești, mă, ești de bun? Deci, 400 de pizza. Ok. Ce? Bă, eu l-am găsit. Deci eu l-am găsit primul, da, l-a teleportat pe Andrei. Nu contează, ok, deci e 1-0 pentru mine. Bun, haide, bun, perfect, bun, următor buton. Haide, următor buton. Ok, nu, aici este un geam, perfect. Bun, oameni buni, dacă vedeți butonul, scrieți repede în comentarii. Bă, uite butonul acolo, gen, ok. Mamă, bă, dar asta e grea sau mi se pare? Ia stai așa, că trebuie să ne uităm aici la copaci. Așa, frumos, ok, aici nu e. Deci dacă vedeți butonul, strigați, spuneți, bă! Oh my god, și pe al doilea l-a găsit, bă, prea ușor, prea ușor, deci momentan e 2-0, deci cred că o să cam câștigă cele 400 de pizza. Bă, dar săracu Andrei, bă, nu știe nimic, gen, voi observați? Nu cred că din nou, oh my god, eu l-am găsit! Yay! Eu, niciun tu, mă. Ba, Andrei, eu zic să accepti că am găsit primele 3 butoane și trebuie să-mi dai pizza acum. Ce părere ai, a? Zi, părerea ta oficială. Iar și dublăm 800? Nu știu ce să zic. 800 de pizza pentru încă o dată? Trebuie să decid abonații. Oameni buni, facem revanșa, adică exact aceeași chestie. Cine găsește primele 3 butoane, dar pe 800 de pizza? Dați un like dacă vreți să facem asta și dați un like dacă nu vreți să facem asta. Ok, așteptăm statistica să mi se comunice în cască, ok. Andrei, oamenii au fost de acord. Hai, ok, bun, hai să spunem. Mamă, bă, dar dacă mă bate, să știți că nu o să fie. Bă, ok, bine. Da, bine, ce pot să zic acum? Na, bun, rău de tot, n-am ce să zic. Ok, ia să vedem. Bun, bine, rău de tot. Oare unde este buton? Gata? Ai de capul meu, no. Cum adică gata? Păi, bă! Oh, no, bă, frate, nu se poate așa ceva. Buta, gata! No! Bă, ce, mă? 800 de pizza? Bă, Andrei, știi care-i faza? Eu n-am zis că mă bag. Ce, bă? Mamă, miere, iubesc mierea. Am văzut butonul? Bă, Andrei, fii atent, vrei să zic ceva? Nu-mi pasă.
Și fii atent, o să mă duc eu la buton. Ia stai așa, stai. Ba, 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 pleacă-mă de aici, pleacă-mă. Oh, oh, oh my god. Oh my god. Ok, bun, bravo, bun, bun. Ah, ah, nu, 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 nu. Nu, 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 stai, nu trebuie să las pe Andrei să joc la buton. Aha, primul. Bine, mă. Ok, bun, hai să vedem. Bă! Ok, bun, mamă, 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 deci prea bun. A trișat că a oprit clipul. Da, bă, da, că-l crede cineva pe Andrei. Ok, ia, ăsta e undeva pe aici sau ceva? No, 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 stai așa că nu înțeleg ce se întâmplă efectiv. Oh, a venit și Andrei, bătrânul. Ce zici, mă, bătrâne? Ok, ia stai așa. Ce vrei, mă? Lasă-mă în pace. Hai că trebuie să găsim butonul, să ne găsim butonul, să găsim scopul nostru pentru care am venit aici. Mă, ce facem, mă, Andrei? Ah, fiți atenți că trebuie să... Ah, oh, oh, bun, rău de tot. Bine, mi-a plăcut asta. Mamă, nu cred! Găsim butonul. Wow, mama, asta e o cameră, Andrei. Și mamă, cât de tare e. Ce, bă? Ah, și uite și savantul. Andrei, Andrei, Andrei. Acesta este nivelul final. Acum a venit momentul. Dacă găsiți butonul de aici, o să vă dau butonul vostru înapoi. Oh my god, Andrei, hai, hai să, hai să lucrăm în echipă, Andrei, haide! Mamă, mamă, nu cred, efectiv, mamă, și stai așa că am o idee. Mamă, cred că știu care e faza, fii atent, cred că știu ce se întâmplă. Cred că, fii atent, putem să intrăm prin tablou. Fii atent, folosește-te de toate, toate, toate astea. Deci cred că putem să intrăm prin orice tablou sau habar n-am, nu știu ce se întâmplă. Dar asta trebuie să fie grea. Deci asta chiar trebuie să fie grea, rău de tot. Ok, oameni buni, dacă vedeți butonul, scrieți în comentarii și dacă nu vedeți butonul, tot puteți să... Ce? Gata? What? 3, 2, 1... Oh my god, suntem acasă. Savantule, gata, butonul vostru este înapoi. Dacă îl țineți în casă cât trebuie, o să primiți 10 ani de noroc. Apropo, am pus foc jos ca să fiți siguri că nu-l fură nimeni. Oh, oh my god, oh my god, uite, Andrei a revenit. Bă, frate, cât de în sfârșit. Doamne, bă, cât îl așteptam, doamne, uite-te și tu la el. Bă, cât de frumos poate să fie. Andrei, cred că am... Bă, 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 Andrei, stai, 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 stai. Poate am pierdut butonul, dar... Măcar nu l-am apăsat. Băi, frate, o, salutări, salutări, ce faci, mă, Andrei? Salut, bă, Andrei, bă, ce somn îmi ieși, de-abia m-am trezit, frate, nu știu de ce. Da, bă, am dormit 35 de ore și nu mai pot de somn. Cât, bă, 35 de ore? Bă, Andrei, ești ok, mă? Da, sunt bine, doar că îmi e somn. Bă, nu știu, mă, hai să mergem jos, să stăm pe carapea, să ne uităm la pești, poate ne revigorăm așa puțin, dacă știi ce zic. Hai să mergem. Haide, capul meu, haide, dai dreptate. Păi, haide, haide, mamă, de-abia te miști. Mă, ce faci ăla, mă, bă? Bă, Andrei, ce faci, mă? Bă, trezirea, mă. Doamne, omul meu se culcă pe scări. Doamne, am adormit. Bă, dar ce avem, mă, de suntem așa somnoroși? Doamne, feriște. Ia un loc aici pe carapea. Uite că, uite că începe episodul nou cu pește. De ce tare e. Bă, ce? Ce-a făcut ăsta, mă? Bă, ăsta a dormit pe carapea? Doamne, uitați-vă și voi, fraților, dați un like ca să-l trezim pe Andrei 2010, pentru că efectiv a adormit pe canapea în timp ce ne uitam la pești, ceea ce mi se pare o crimă, pentru că Andrei nu trebuie să rateze niciun episod din pești. Doamne, uitați-vă și voi, efectiv a adormit. Doamne, îi curge boala din gură. Ia, hai să vedem. Bă, trezirea, că a dat lumea like. Ce? Bă, Andrei, a dat toată lumea? Da, a dat absolut toată lumea. Aolo, bă, dar ce, mă, stai așa că poate, stai așa, poate, păi în cazul ăsta, putem celebra cu un somn. Nu, bă, nu putem celebra cu niciun somn, Andrei. Stai așa, stai așa, că pregătesc aici ceva să nu ne mai fie somn, să nu mai fim așa somnoroși, că deja nu e ok, că trebuie să ne începem ziua. Uite, bă, Andrei, bă, mă, ce faci, mă, bă, bă, uite-mă că ți-am pregătit aici, ia, bea. Ce e asta? Pe cum, mă, ca să ne trezești noi așa de dimineață cu o cafeluță frumos? Păi una singură? Păi de atât am avut bani. Am nevoie de cel puțin 50 de cafele. Bă, nu, interzis. Doamne ferește. Hai, bă, Andrei, ia un loc, te rog frumos. Deci, în primul rând, ia un loc așa. Și hai să ne uităm la pești și să vedem cât de tare o să fie serialul ăsta.
Bă, Andrei, bă, ce se întâmplă? Bă, Andrei, trezește-te, bă, Andrei, bă, nu-i ok. Andrei, suntem prea somnoroși. Ce? Andrei a dormit mult prea repede, nu-i ok, nu-i ok, efectiv, nu, ceva se întâmplă. Ai de capul meu, da, bă, ai dreptate, stai puțin. Ce, stai să mă gândesc? Păi, la ce te gândești? Bă, Andrei, ce faci, mă? Bă, tu așa te gândești, mă? Bă, stai, mă! Na, poftim. Bă, Andrei, ce să facem să nu mai fim așa somnoroși? Bă, oricum pun pariu că tu adormi primul dacă e să facem concurs. Ce, bă? Bă, Andrei, deci eu efectiv nu adorm niciodată primul. Na, poftim. Tocmai ce spuneam, efectiv, adică pe bune. Adică tocmai ce... what? Ha-ha! Te-am păcălit, ce credeai? Bun, bună păcăleală. M-ai prins cu asta, n-am ce să zic. Bă, Andrei... Ok, fii atent, facem pariu. Vrei să facem un pariu? Da, normal. Fii atent. Încearcă să nu adormi. Cine adorme primul, pierde. Ia-o pe asta. Bine, dar fii atent, ce câștigăm? Păi dacă eu câștig, îmi faci 500 cu 100 de pizza. Și dacă tu câștigi, cumperi 100 de pizza pentru mine. Bă, păi stai așa, ce afacere e asta? Că în ambele situații eu trebuie să-ți cumpăr 100 de pizza. Mie nu-mi convine. Da, logic. N-am observat, firai tu să fii. Ia vino după mine puțin, Andrei. Deci vino după mine, că am eu o idee. Deci fii atent, vino puțin după mine, că am eu o mega idee. Deci fii atent, bă, pe aici, bă, somnambulule. Deci fii atent, am o super idee. Bă, Andrei. Era așa asta, ha-ha, iar ai picat. Da, bun, bune glume, n-am ce să zic. Andrei, câștigătorul va primi această mașină, acest bolid de lux și acest super elicopter privat. Ce spui? Azi. Bă, mai am câteva, dar nu strică mai multe. Hai că ai tu bolid de lux și elicopter privat dacă e. Da, sigur. Da, băi, săracule. Na, poftim, uitați-vă și voi. Cine crede că... Doamne, nu te crede nimeni, bă, Andrei. Deci facem pe miza asta? Da, normal, și o să câștig? Bine atunci. Hai să mergem spre ca... Ioana? Mă, ce se întâmplă? De ce sunteți amândoi în pijamale? Da, e puțin complicat. Bă, Andrei, challenge-ul. E puțin complicat, Ioana. Vorbim mai târziu. Haide, Andrei. Da. Andrei, haide, las-o pe Ioana. Pa, Ioana. Așa, da, asta spuneam și eu. Hai să începem challenge-ul. Andrei, a trecut toată ziua și de-abia acum a început noaptea. Cred că, efectiv, acum începe partea grea. Acum începe partea grea. Partea unde o să pierzi. Ce, mă? Acum o să ne dăm seama cine are antrenament și cine nu are. Da, bă, bine, ok, fie. Vezi că challenge-ul a început, să știi. Ok, oameni buni, voi nu faceți așa ceva acasă, pentru că noi suntem actori profesioniști aici. Cum să-l adorm eu pe Andrei? Cum să fac să pierdă challenge-ul? Aoleu. Hopa, ce-ai făcut, mai căscat? Bă, ce faci, mă, ți-e somn? No, mă, ce ai? Bine. Deci Andrei a căscat, ok. Și eu nici măcar n-am căscat. Ok, ia să vedem. Ce-aș putea eu să-i fac eu? Ce-aș putea să-i fac eu în momentul de față ca să-l sabotez? Am o idee, știu! Ia uite ce a găsit Silent aici, Andrei! Ia uite ce am eu aici pentru tine! Un pahar cu lapte cald! Aproape fierbinte! Ce zici, băgăm? De ce mi-oferi tu așa un pahar de lapte gratis? Ok, el cred că nu știe, dar paharul de lapte cald seara efectiv te adoarme! Sau cel puțin ajută! Haide, mă, Andrei, hai, bea, haide! Hai, bine! Ok, bun, hai să vedem, haide! Cum a fost? Hai că a fost bun! Mamă, ce bun! Este! Păi și, nu, n-ai nimic? Adică nu îți vine să știi tu să te culi sau ceva? Bă, Silent, tu cu mine cerci de-astea? Păi eu beau lapte și dimineața și seara, nu mă mai ia somnul de la el! Ce-a încercat ăsta? Doamne, mamă, firar el să fie.
Ok, bine. Poate asta nu a mers penibil. Ia uite, mă, m-a făcut și penibil. Aha, aha, bine. Ok. Ia stai așa. O să-l iau pe ursulețul meu Teddy și o să mă gândesc la cel mai tare plan. Bă, dar cum de Andrei nu a încercat efectiv să mă saboteze? Silent! Da, Andrei, ia vino puțin. Ce s-a întâmplat, mă, Andrei? Ce? What? Ce se întâmplă? Ce? Care-i faza? Oh, da! Știi ce urmează? Oh, what? Oh my god, no! Oameni buni, în caz că nu știți, Mira e cel mai satisfăcător bloc din Minecraft și efectiv mă doarme sunetul ăsta, doar ascultați! Efectiv ascultați asta... Bă, frate, efectiv, mă doarme sunetul ăsta de miere. Andrei, oprește! Oprește-te, Andrei! Bă, dar nu-i corect! Bă, nu-i corect, frate, nu! Nu, nu, nu o să adorm, nu o să adorm! Pleacă-mă de aici, pleacă! Oleu, mamă, chiar a fost grea asta, bă! Treci înapoi, du-te mă de aici cu miera ta. Apropo, ia stai o secundă. Oh my god. Oprește-te, Andrei. Auzi, de unde ai avut tu oh my god, de unde ai avut tu bani să cumperi atâta miere? Băi, cât dormeai? Am intrat în camera și ți-am luat cardul. Ce, mă? Ok, a fost destul de inteligent, Andrei, cu asta cu miere. Adică chiar puteam să adorm la faza aia. Ha, dar știi ce cred că o să fac? Efectiv, o să programez calculatorul lui ca în momentul în care îl deschide, efectiv să înceapă un sunet din acela de leagă, în gen de la cu nani, nani, puiu, mami. Gen, efectiv, o muzicuță de aia de... Se pune când vrei să dormi sau ceva și efectiv probabil o să adormă pe scaunul ăsta direct la calculator. Hai să vedem. Bun, bam, 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 bam. Perfect. Bă, cred că mă duc la calculator, că acolo sigur nu am cum să adorm. Mamă, frate, este la fix. Bun, hai să vedem. Ia că se pune la calculator. Ia și... Oh my god. A început. Ia să vedem ce... Ce, mă? Ce e asta? Mă, haide, te rog, spune că la doarme. Mamă, ce muzicuță frumoasă. Da. Yes! Mamă, cât de bine. Mamă, cât de bun e planul ăsta. Doamne, dă-mă încolo, efectiv. Haide, mă. Încă n-a dormit. Ia să vedem, doarme. Mă, ce face ăsta aici? Wow, bă, ce faci, mă, Andrei? Ce faci? Dormeai cumva? Ce? Cumva dormeai tu? Mă, micuțule, am dat fine match pe CS. Ce ai dat, mă, că nici nu ai CS-ul pornit? Ce se întâmplă, bă? Bă, am luat crash? Aha, da. Andrei, eu cred că tu ai adormit și am cam câștigat o mașină și un elicopter. Nu. Cum adică nu? Ba da. Nu e adevărat, nu dormeam. Aha, da, și tu chiar vrei să te crezi, sau cum? Da, normal. Bine, hai să zicem că-l cred, da. Eu chiar cred că a adormit. Planul ăsta e mult peste nivelul lui, adică cred că efectiv ăsta a fost cel mai bun plan. Cred că nu o să poată să facă un plan mai bun de atât. Mamă, bă, planul lui a fost chiar bun. Trebuie să găsesc ceva mai bun. Aha, baftă l-a căutat, Andrei, pentru că, să fii serios, nu o să găsească niciodată ceva mai bun decât asta. Pot să stau liniștit la calculator, la televizor, la ce vreau. Da, gata, știu. Mă, ce? Ăla și-a găsit plan? Oare ce plan pune la cale, Andrei? Da, mă rog, mă duc la mine în cameră, mă duc să stau pe calculator. Adică, pe bune, challenge-ul ăsta deja devine super plictisit. Ce, mă? Bă, ce se întâmplă aici? Hei, Silent, nu-i așa că vrei să intri în portalul ăsta? Nu? Normal că nu. De ce aș vrea să intru în portalul ăsta? Oh, ba da. Andrei, o să-ți placă ce e acolo. Andrei, dă-mi un singur motiv pentru care să intru în portalul ăsta. Este un ursuleț de pe aici, să-l împugro. Ce mă, acum am intrat. Mama, hai să vedem. Wow, mă, ce? Andrei, unde suntem? He, Andrei, zi, unde m-ai adus?
Astăzi îți prezint cel mai tare și satisfăcător parcurs pe care poți să-l faci ca să adormi. Mandrei, ce e asta? E cel mai relaxant lucru pe care l-ai făcut vreodată, promit. Padre, păi stai că eu nu vreau să adorm, eu vreau să stau treaz. Îmi pare rău. Aolo, pe bune, chiar trebuie să fac... Aolo, mamă, deja încep să căz, bă, ce se întâmplă? Patri, da, îmi explici și mie de ce e așa satisfăcător? Hai, bă! De ce e așa satisfăcător parcurul ăsta? Că eu chiar nu înțeleg, sincer. Adică, ha, nu știu, mi se pare mai mult amuzant faptul că efectiv ești atât de slab și eu sunt atât de bun. Păi fix asta e faza. Eu sunt atât de bun încât nu-ți vine să crești și-ți vine să adormi. A, da, mă, are sens. Da, da, are, nu, care are maxim de sens. Bă, Andrei, nu știu, mie mi se pare că e mare vrăjeală ce spui tu acolo. Și parcurul ăsta e o mare vrăjeală și el așa în sine ca parcur. Adică eu nu cred că e mare nebunie parcurul ăsta. Și chiar nu cred că o să te ai, bă, frate! Bă, mai degrabă ăsta se numea încearcă să nu te enervezi, sincer. Bă, prea tare, efectiv. N-ai, mă, cum să adorm la așa ceva. Bă. Ok, Andrei, hai, încearcă să ții pasul. Hai, încearcă să ții pasul, te rog frumos. Ok. Bă, frate, nu. Deci nu. Haide, mamă, suntem cumva într-un nor. Mamă, suntem într-un nor pufos. Ce tare. Uite, vine să cască, Andrei, efectiv că suntem într-un nor atât pufos și micuț și drăguț. Încât, bă. Haide, capul meu, ok, bun. Bă, tu cam începi să caști? Bă, nu tu începi să caști. Cred că tu adormi primul? Na, niciodată. În viața vieților tale, bă. Aolo, bă, cât de noob e. Doamne, băi, atât de noob, Andrei, încât, băi, murim de râs, mi se pare. Deși mie chiar mi se pare că murim de râs. Nu știu, Andrei, ți se pare că murim de râs? Adică, eu, bă, personal, nu știu, mi se pare că e prea funny ce se întâmplă aici. Bă, o să adormi. Na, poftim, deci omul schimbă subiectul, că e noob, efectiv. Și elicopterul ăla o să fie al meu. Da, mă, da, vezi să nu. Mamă, cât de tare a fost asta. Mamă, mine să adormi instant la asta. Ok, bun, perfect. Mamă, cât de... Holy, cât de satisfying e ăsta. Doamne, Andrei. Bă, chiar ai avut dreptate. Chiar e satisfăcător rău ăsta. Deci, bă. Da, deci e ceva senzațional. Trebuie să te recunosc. N-am mai jucat asemenea. Bă. Bă, ia dă-te, mă, de aici. Așa, mulțumesc frumos. Da, deci, efectiv, n-am mai jucat în viața mea așa ceva. Aha, karma, da, mă, da, mersi frumos, da. Păi, dar cum sormă aici? Aha, a, ce vorbești, mă? Oh my god, cum am sărit pe slime-ul ăla, m-a dormit instant. Bă. Mamă, ăsta e ultimul nivel, Andrei. Bă, și mă și bate, nu-i corect. Bă, nu cumva să mă bat, Andrei, la cel mai sonoros parcurs. Ok, bun, perfect. Nu mă bate. Este, bine, bun. Aia zic, mamă, ok. Bam. Oh, ok. Bă. Mamă, bine, bun, nu! Bă, acum sunt ultimele sărituri? Da, Andrei, haide! Repede. Ok, bun. Mamă, nu pot să cred că... Nu! Bă, nu mă trece, Andrei! Vai de capul meu! Nu! Aha! Bine, mă! Ok, nu! Nu fi rar el să fie! Oh my god, nu! O să termin primul, nu! Haide-mă! Oh my god, nu! Bă, nu! Haide, cazi, nu! Yes! Perfect! Și acum este nu! Și bine, mă! Bine! Yes! S-a câștigat! Nu cred! Bă, nu se poate! Ia-o pe asta, Andrei! A câștigat parcurul! Nu se poate și acum cred că... Mă, ce? Ce faci asta, bă? Nu se poate. Oh my god, oameni buni, a câștigat challenge-ul. Mă, ce-am făcut? Ce s-a întâmplat? E, se face că ai adormit și nu doar nu am... Ba da, Andrei, ba da, ai adormit. Oh my god, mașina și elicopterul meu. Ai, mă, nu se poate, nu. Ba da, Andrei, erau ale mele, ba nu, eu am câștigat. Și cred că acum o să și...
Na, poftim, omul meu se culcă. Bă, băiatule, deci, doamne. Ok, hai să lăsăm să doarmă, pentru că astea sunt ale mele. Mă duc să iau ceva din casă special pentru elicopter. Pă, 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 pă! Mi-a furat elicopterul. Da, măcar am rămas cu mașina. Priviți partea bună. La 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 la, Andrei, vreau să-ți spun ceva. Mă, ce faci ăla? Mă, what? Mă, de ce stă Andrei cu ursulețul și cu o pizza aici? Bă, Andrei, nu ți-e rușine, mă, să-i dai pizza lui Teddy? Bă, ce s-a întâmplat? Bă, tu mereu ai avut cravata aia urâtă? Ce? Ce, mă? Bă, ce are, mă, cravata mea? Ia uite, mă, omul meu a început să se ia random de cravata mea. Dar nu înțeleg, ce nu-ți place și ce, care-i faza? Bă, e oribilă. Hei, vorbește frumos. E ultima de pe raft, mă lași? Bă, frate, ce? Mă, dar ce are, mă, Andrei cu cravata mea? Cum o face acum să... Uite, mă, Tom, efectiv Andrei râde de cravata mea. Dați un like dacă credeți că Tom e drăguț. Și totuși, ce caută Tom aici? Bă, Andrei, te mai întreb o ultimă dată. De ce nu-ți place cravata mea? Bă, nu are cum să-mi placă dacă lumea nu a dat like. A... A, pe bune, gen... Pe bune? A, ok, pe asta nu știam, într-adevăr. Da, bă, da. Ok, bun, acum toată lumea a dat like, efectiv. Îmi poți spune de ce nu-ți place cravata mea? Pentru că e verde! What? Păi și dacă e verde, care e problema, gen? Bă, tu nu te uiți în oglindă? E verde! Ce nu înțelegi? Bă, eu înțeleg... Bă, stai, mă, stai! Eu încerc să-mi dau seama ce limbă sau în ce gândește Andrei în momentul... Ce se întâmplă în creierul lui în momentul ăsta? Da, în orice caz, sincer, o să mă duc afară... Stop! Oprește-te! Andrei, e cea mai mare greșeală pe care o să o faci vreodată. Trezește-te! Andrei, voiam doar să ieși din casă. Ce ai pățit? Ce, ești ok, Andrei? Ce s-a întâmplat? Bă, era... S-o pățești rău de tot. Ce, mă, Andrei? Cum adică era să o pățesc? Era să mor sau ce? Nu suport să mă uit în direcția aia. Tu nu vezi ce e acolo? Pleacă și cu cravata. Bă, Andrei, încolo e iarbă. Care-i problema? Bă, exact! E verde! Mă, Andrei, are ceva cu culoarea verde sau ce? Andrei, te invit să iei o felie de pizza din această pizza, din această cutie de pizza care are și verde pe ea. Mă, ce? Astăzi luăm pizza la bucată de la frățiorul nostru, dar nu așa. Mă, what, Andrei, mănâncă pizza la bucată mai nou? Da, Silent, m-am schimbat destul de mult în ultimul timp. De nu mai înțeleg ce se întâmplă. Andrei, da, efectiv, de curiozitate, de ce a trebuit să mă așez eu aici și n-am putut să stau acolo unde stau de obicei? Au, nu mai da! Ok, totuși spune. Scaunul e verde. Ce mă? Oh, lol, chiar e verde. Și eu nu stau pe verde, da. Ok, asta e interesant. Dar Andrei, stai o secundă. Uite-te la mine. Poți să-mi explici și mie de ce eviți toate chestiile de culoare verde? Ideea e că am băut o poțiune de la savan și m-a făcut vulnerabil acum. What? Dacă eu ating verde, m-am dus. Ce, bă? Stai, cum adică te-ai dus? Adică ce? Bă, e simplu. Mor! What? Gata, stop! Bă, Andrei, stai o secundă. Gata, nu, stai, e pe bune? Bă, ok, stai, hai, vino puțin. Eu și verde am înțeles, da, nu și nu, am înțeles, vino încoa. Bă, băiatule, what, Andrei nu mai poate să atingă culoarea verde? Aolo, era să ating, aolo, haide, bă, Andrei, că am eu, îmi bate inima, păi normal că îți bate, că dacă nu-ți bătea era o problemă. Haide, intră în casă urgent, Andrei, hai că nu-i nici urmă de verde pe aici. Ha, bă, ce sete mie, parcă aș bea ceva, parcă aș mânca ceva, nici eu nu mai știu. What? O poțiune verde? Mă, ce? Ok, clar Andrei nu o să o bea pe asta, deci o să o beau eu, că probabil o să expire aici. Mă, dar ce ciudat că am găsit o poțiune verde, adică de obicei noi n-avem așa ceva. Ok, hai să o bem. Bă, cât de bun a fost. Ai, cât de bine a intrat. Mama, Andrei. Bă, ce ai băut? Păi, ce ai mâncat?
Bă, n-am mâncat nimic, dar am băut o poțiune, gen, mă rog, am găsit o băutură acolo și a fost bună rău. Ce, bă, uită-te în ochii mei și zi-mi că nu era verde, orice, dar nu verde. Pa da, mă, bă, Andrei, era verde, mă, dar am băut-o eu, adică e ok, nu pățești nimic. Ia uite, mă, bun, hai să vedem. Bă, mamă, cât de tare e episodul ăsta. Bă, ai nebunit? Nu, mă, chiar e mișto, pe bune, uită-te. Bă, da, mă, bă, chiar e mișto. Ai luat ora asta? Nu, mă, uite de acolo să vezi cât de mișto e, uită-te. Bă, chiar e tare rău ăsta. Bă, da, Andrei, efectiv, ai făcut cea mai mare greșeală din viața ta. Ai nebunit? Ce-am făcut, mă, așa rău? Ce-am făcut? E sfârșitul. Zi-mă odată, licoarea aia, poțiunea aia verde, așa, aia pe care am băut-o, mă rog, e poțiunea de la savant. Ce? Ce, mă? Stai, nu, asta înseamnă că, da, acum dacă și tu atingi verde, ești mort? Aoleu, bă, ce ne facem? Wow, mă, ce, bă, Andrei, unde suntem? Bă, Andrei, ești ok? Bă, cred că cineva ne testează. Cum adică? Cred că am fost aduși aici cu un scop. Cred că sunteți supuși unui experiment sau ceva. What? Experiment? What? Ce experiment? Da? Bă, Andrei, stai! Bă, silent! Da, mă, Andrei, da! Eu nu mă mai simt în siguranță. Bă, stai, bă! What? Andrei? Nu! A murit! Ai de cap! Savant? Hei, unde ți este prietenul Andrei Gen? Savantule, firai tu să fii! Din cauza poțiunii tale, acum eu și Andrei... Mă rog, acum am rămas doar eu. Dacă ating verdele, o să am efectiv... soarta lui, adică o să mor. Stai liniștit, l-am respawnat eu pe Andrei. E chiar în spatele tău? Ce, mă? What? Salut. No. Andrei, trăiești. Nu cred. Nicio problemă, l-am respawnat din nou. Ce, Andrei, ce faci? Yay! Bă, cu ce drept mă arunci tu în culoarea verde? Bă, stai, mă, bă, Andrei, stai, mă! Na, poftim! Ha, imperiul restabilit! Yeah, Andrei 2010, yeah! Bă, firai tu să fii! Stai, mă, ia mai tacă-ți fleanca aia! Ia, uite, mă, pe bune! Ok, aveți de gând să vă bateți așa ca doi copii toată ziua? Nu, sincer... No, sunt mai matur de atâta, da, și eu la fel. Ok, savantule, scapă-ne de blestem. Cravata mea e verde, adică nu pot să renunț la ea. Ce, mă? A, cravata roz acum? What? Ți-am făcut cravata temporar așa, ca să nu vă loviți din greșeală în ea. Ce, mă? Ha-ha, are cravata roz. Bă, tași, mă! Omolo. Ok, savantule, te rog eu, cum îți stă tașba din gură? Da, savantule, te rog frumos, spune-ne ce trebuie să facem. Sunteți siguri că vreți să scăpați de blestemul ăsta? Savantule, eu chiar 100% vreau. Bă, sincer, eu cred că nu mai vreau să scap de el, pentru că e prea amuzant silent cu cravata roz. Na, poftim. Da, savantule, vrem să scăpăm de blestem. Ok, atunci. Wow! Ai de capul meu, bă, nublete. Ce faci tu aici? M-am trăit și de-am început parcurul. Uite-te ce e aici. Ai de capul meu. Bă, văd, frate. Savantule, ce se întâmplă? Vă place, nu? Stați liniștiți, puteți să atingeți culoarea verde. Important e să-l terminați. Aaa, păi bă, zi-mă așa că putem să atingem verde, Andrei, uite, haha, uite, ating verde, bă, da, dar n-ai mă șanse cu mine, nublete, oricum, bă, ea nu mă mai face, nub, eu vezi că am început, ok, bun, da, deci Andrei, săracu, el chiar crede că are, uitați-vă la el, frate, el chiar crede că, mamă, vezi că nu e rău, ia, hopa, uite-te la el. Aolo, viața mea. Na, poftim. Deci ca idee, săracul Andrei chiar crede că are o șansă. Asta mi se pare mie hilar. Deci, na, poftim.
Nu, bă, nu, iar nu. Aoleu, bă. Bă, dacă deși mecheri ăsta a făcut, deși nu aveți ce spune. Ăsta cred că e cel mai tare parcurs pe care l-am jucat vreodată, sincer să fiu cu voi. Bă, Andrei se ceartă cu savantul. Ce face, mă? Bă, dar ce nubie. M-a aruncat? Cine l-a aruncat, mă? L-a aruncat savantul. Savantul, da, mă, da, l-a aruncat savantul. Ce vorbești? Aoleu, băi, fraților, mie chiar mi se pare prea șmecher parcursul ăsta. Aoleu! Ha, 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 nubu, nubu, uite-te la el. Na, nu m-am mai prins din urmă, deci am murit și eu odată și ca idee. Na, poftim că am murit de... Bă, ce se întâmplă, mă? Ha, ha, mor de râs. Da, firai tu să fii, Andrei. Moare de râs, ha? Mamă, 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 păi nu mai bine nu făceam nimic și nu mai puteam să atingem verde toată viața. Era mai bine așa, firai tu să fii... Treci, mă, cu... Hai de capul tău. Vai de capul tău, Andrei, că nu știi nimic. Ia, 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 uite-l, 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 săracul ce... Ce încearcă... Bă! Na, poftim. Hai de mine, hai de mine, hai de mine, hai de mine. Ușor, bun, 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 ușor pe aici. Nu! Bă, ia-o tu în față, ai curaj? Bă, nu știu dacă am curaj. Hai, mă, că am curaj. Pe cum să n-am eu curaj? Eu am, mă, băiatule, ce vorbești? Ok, bun. Bă! E sfârșitul. Bă, nu știu cum să-l anunț pe... Opa, opa, asta e așa că e periculoasă treaba aici. Deci nu știu cum aș putea eu să-l anunț pe Andrei. Da, bă, frate, ce se... Bă, asta e posibil măcar. De atent! Nu! Nu cred, nu cred, nu cred. Na, poftim, tu în față. Na, na, bravo, mă, Andrei, bra... No, o, nota... Bă, nota 10 cu diplomă și cu coroniță pentru asta. Uite-te, mă, bă, uite-te, mă, că-ți dau eu lecții, mă, Andrei. Îți dau eu lecții să vezi de aici ce înseamnă, mă. Ce înseamnă cu adevărat. Bun, fii atent, hopa. Bun, bun, ră, ok, ușor, ușor. A, bun, 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 și Andrei, n-am ce să... Da, de, excepțional ce se întâmplă. Ai de... Capul meu, bă, nu o să termin niciodată. Sunt în fața ta. Între timp, Andrei, care e la început. Bă, mă culc, efectiv, nu. Deci eu refuz să cred. Noapte bună. Bă, Andreea, ce îți inspiră acest nivel, vreau să știu. Adică ăsta al negru complet. Bă, șah sau ceva, sau 1900, nu știu. Da, nu știu, în 1900 nici nu eram născuți, așa că... Bă, eu zic să mergem jos și să începem nebunia asta, nu știu, mi se pare o... o... Ce e asta, doamne? Ok, nu știu, hai să continuăm sau ceva. Bă, Andrei, eu îți urez mult, mă confuzează, bă, și pe mine. Dar tu oricum ești nob. A, ok. Bă! Mă, ce ajutor nu mai poți să ieși de aici? Haide, Andrei, tu primul, du-te. Bravo, mă, bravo. Oh, bun, 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 ceva, ceva calitativ. Bravo, ce pot să zic? Ah, dar stai că noi ne întorceam, da, 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 ai dreptate la faza asta. Fii atent, Andrei, și acum e momentul adevărului. Și bine, mă. Ok, bun, acum hai să vedem ce... Na, poftim. Cum să mor, mă, așa? Uite, așa se joacă ea, mă, cum se joacă ea, să te văd. Ah, bravo, mă, Andrei, bravo. Trai tu să fii, Andrei, de nu... Nu, deci nu se poate. Deci așa ceva este împotriva legii și împotriva... Nu! Și, hai pe aici, hai pe aici. Oh my god, bine, mă! Oh my god, Andrei, bă, a fost ușor asta? Da, bă, a fost ce, bă, a fost floare la ureche, ce să mai... Wow! Oh my god, bă, Andrei, acum putem atinge verde! Stai, savantule, bravo, uite, Andrei, Andrei, stai, stai, Andrei! Oh, what? Chiar... Chiar putem! Oh my god, nu pot să cred! Ai de capul meu, bă, Andrei, nu pot să cred că în sfârșit putem să atingem verde după atâta muncă și după atâta chin. Bă, Andrei, și vrei să știi ceva? Ce? Cravata aia roz parcă era mai șmecheră. Oare ce face Andrei în momentul ăsta? What? Andrei, ce face aici? Salut, bă! Salut! Hai că avem ceva important de făcut! Da, cred că... Ceva important de făcut, bă, Andrei! Ce... Alege neapărat unul dintre cadourile astea două, dar... Alege cu grijă! Ce,
Ce? What? Stai. Ce mă, ce? Băi! Vorbesc serios, alege cu grijă. A, ce drăguț, bă, Andrei, mi-ai luat cadouri. Bă, cât de drăguț din partea ta. Bă, nu trebuia. Hai, mă, frate. Știi că nu era nevoie. Oh, ba da, era nevoie. Bă, da, ia stai o secundă, Andrei. Observ o problemă. Efectiv, nu pot să mă decid. Nu pot să aleg. Ori cadoul albastru, ori cadoul roșu. Bă, Andrei, chiar nu pot să aleg. Trebuie să alegi neapărat unul, roșu sau albastru. Bă, frate, chiar nu mă pot decide. Aolo, bă, fraților, de ce mi-e atât de greu să iau o decizie, frate? Aolo, voi ce ați fi ales? Savantule? Bă, frate, ce apare așa în fața mea? M-ai și speriat. Silent, tu chiar nu poți să alegi? Ha? Stai, despre ce vorbești? Te-am urmărit și am văzut că nu ai putut să alegi unul din acele cadouri. Așa, și care-i faza? Și mi-ai dat o mega idee! Stai, ce idee ți-am dat eu ție, mă? Mă, Savantule, ia mai lasă-mă în pace. Pă, ia uite, cum ai apărut în fața? Savantule, dă-te! Stai, eu chiar nu glumesc. Chiar mi-ai dat o idee. Ok, să fii sănătos, bine. Da, de curiozitate, ce idee ți-am dat? Wow! Andrei! Ce cauți aici? Asta vreau și eu să știu. Eu eram pe canapea, mâncam pizza și am clipit sau ceva și m-am trezit aici. Ce, bă? Savantule? Firei tu să fii, ce s-a astea? Ce se întâmplă? În fața voastră aveți două butoane. Unul albastru, unul roșu. Unul vă dă ceva bun, unul vă dă ceva rău. Trebuie să alegeți cu grijă. Wow! Firea ar să fie că a dispărut. Andrei, ce ne facem? Bă! E groaznic! Nu putem face nimic! What? Savantule, tu de unde ai apărut? O să aveți nevoie și de astea. Când sunteți pregătiți, puteți începe. Ce? What? Ce? De ce am avea nevoie de așa ceva? Mamă! Bă, Andrei, ai de capul meu. Ce față ai? Cred că ne batem iar. Tu vorbești, bă? Da, bă, eu vorbesc. Bă, Andrei, știi ceva? Hai să alegem repede un buton, albastru sau roșu. Care crezi că e la bun? Albastru? Ok, știi ceva? Hai să o facem și pe asta, că e culoarea Andrei 2010. Ok, hai să vedem. Wow, mă, ce-am apăsat, Andrei? Se pare că ați apăsat butonul norocos. Acum vă aflați într-un joc de Find the Button, unde trebuie să găsiți butoanele ascunse în diferite nivele. Ce mă? Eu n-am timp de așa ceva. Îmi începe serialul. Se răcește pizza. Bă, frate, ce mă? Savantule, ai nebunit? Până la 7 trebuie să fiu acasă. Bă, Andrei, cred că n-avem ce face. Cred că trebuie să găsim butoanele. Bă, Andrei, cred că... Oh my God, eu nu știu să caut butoane pe... Găsit. Mă, cum l-ai găsit? What? Ok, Andrei, poți să-mi spui și mie de când știi să găsești butoane atât de bine? Concurs care găsește mai multe primește 100 de pizza. Bă, de la celălalt. Ok, bun, cred că mă înscriu și eu la concursul ăsta. Bă, Andrei, dar întrebarea mea e în felul următor. De ce crezi că ne pune Savantul la chestii de-astea atât de grele? Pentru că suntem niște putori? Bă, l-am găsit și eu pe ăla, l-am văzut și eu. Găsit. Bravo, bă, Andrei. Bă, sincer, tu ești o putoare, dacă vrei să știi ceva. Deci tu ești cea mai mare putoare. Ok. Bă, unde l-ai găsit, bă? Bă, numai Andrei găsești. Dar stai, bă, să mă găsesc și eu. Ok, bă, dar unde suntem în momentul ăsta? Asta e întrebarea mea. Unde ne aflăm? Ce e asta? Ce se întâmplă? Tu nu înțelegi? Bă, chiar nu înțeleg. Tu nu înțelegi că vreau pizza? Bă, nu pot să cred că ești chiar... Bă, frate, dar cum, bă? Unul n-am găsit și eu. Bă, stai așa o secundă. Ha-ha. Bă, eu nu... Bă, lasă-mă! Bă, cum le găsește, bă? Deci Andrei găsește nostru. Bă, stai o secundă. Lasă-mă și pe mine să găsesc, Andrei, că nu e chiar așa. Doamne, omul meu chiar vrea pizza, ești nebun. Deci omul e prea bun la Find the Button, mi se pare ireal. Ok, stai așa. Stai că știu unde e. E undeva pe aici. Fiți atenți, bă, dați grele astea, Andrei. Zici și tu. Ia uite-l. Am găsit și eu unul, Andrei. Hey!
Slab rău de tot. Aha, da, da, sigur, cum să nu. Ia uite-l, a, încă unul. Păi eu am găsit 50, da mă, 50 ai găsit tu, vezi să nu. Poate te crede cineva. Ok. Ia-o pe asta, Andrei. Bă, ia-o pe asta, ia-o pe asta, Andrei, că n-ai ce să-mi zici. Deci, ești prea nasol. Sunt nasol eu, mă. Deci, eu sunt nasol oficial. Ok, bun, unde-i, mă, unde-i celălalt? Bă, bă, Andrei, știi ceva? Deci, dacă mai vorbești urât, o să vorbesc cum vreau aici la mine acasă. Deci, atent, dacă mai vorbești urât, te scriu în carnețelul iSilent și scriu că ești un prieten rău. Te scriu în caietul iSilent, efectiv. Na, ia-o pe asta, ce mai zici? A, ce mai zici la asta? Bă, nu mă scrie, te rog. Ba da, o să te scriu și fii atent lângă. Nu mai fac. Mhm. Și atent că pe lângă te scriu, pe lângă că te scriu, fii atent, știi ce mai fac? Știi ce mai fac, Andrei? Ce? Te spun, Teddy. Ia o pasta. Bă! Nu lu Teddy. Oh my god, Andrei. Bă, unde e, mă, butonul ăla? Imposibil, asta chiar e imposibilă, pe bune. Oh my god, Andrei, uite, bă, unde era, bă? Eu, da, bă, da, el a găsit. De unde? Că eu l-am găsit. Opa. O, salutare tuturor. Bă, Andrei, bă, e prea ușoară. Hai, mă, e prea ușor, e prea ușor pentru mine. Deci e prea ușor, e efectiv. Ăsta e un lever. Deci e prea ușor. Ce prea e de faptul că e prea ușor? Nu, nu suntem noi prea. Na, nu, suntem noi prea buni. Da, mă, da, vezi să nu. Deci cred că suntem atât de buni. Fii atent, Andrei, vreau să-mi spui mie. Că eu cred că știu de la ce se trage. Oh, 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 oh. Bă, cât e scorul? Cât e? Mamă, 100-0. 100-0 pentru mine. De la ce se trage, bă? 50 la 15? Da, mă, da, vezi să nu. Deci, atent, se trage de la faptul că eu sunt prea frumos. Fii atent, eu sunt cel mai frumos ever. Deci, efectiv, auzi la el. Bă! De ce mă jignești? Eu măcar sunt mai în formă. A, da, nu știu ce să zic, Andrei. Nu cred că ești neapărat în cea mai bună forma ta. Cum să nu? Dar mă rog, dacă tu zici, mă rog, poți să te dai puțin că nu văd harta de tine sau ceva. Dar în orice caz, ia, opa, ia vezi, bă, bă, lasă-mă. Ia vezi butoane pe aici prin copaci. Ok, dă-te, bă, dă-te. Dă-te, Andrei, dă-te. Oh my god. Hai de capul meu. Ok, bă, dar unde e, mă, butonul ăsta? E în bambus, unde e, bă? Andrei, dacă vezi butonul, spune-mi. La mine? Ia, mă, ia, hai să-l vedem. Oh, eu l-am găsit. Ia-o pe asta, Andrei, eu l-am găsit. Nea, nea, bă, ce, mă? De ce faci dansul ăsta, efectiv? Explică-mi și mie. Cineva să-mi explice de ce? Că sunt prea bun la dansa? Da, mă, și la căuta de butoane și la... Unde era? Bă, frate! Normal! Da, poftim. Na, poftim. Deci, uite, uite-te și tu la... Deci, nu se poate așa ceva. Unde-i, mă, ăla? Ia, hai să vedem. Bă, Andrei, unde-i, mă, ăsta? Că ăsta e imposibil. E imposibil ăsta, efectiv. N-ai cum. E imposibil. N-ai cum să-l găsești pe ăsta. E prea ușor! Uite aici. Unde? Da, bă, dar nu-i pasă nimănui de dansul ăla. Bă, dar de ce nu-i explică nimeni, efectiv? Bă, frate! Uite, bă, e aici. Ia, mă, ia unde? Unde, mă, arată acolo, mă? Păi arată unde, dă, bagă capul. Bă, ia, mă, aici, bă, ce ai, mă? Bă, săracu. Oh my god, Andrei. Uite-l. Uite capul meu. Bă, eu l-am luat. Da, mă, da, vezi să nu. Bă, fratele meu. Bă, dar e atât de... Doamne ferești, deci când ai jucat acasă visezi doar butoane, mă crezi? Deci doar butoane. Apropo, în cât timp îți începe serialul, Andrei? Fai de mine, 20 de minute? Păi terminăm repede. Terminăm lejer, ești nebun. Dar stai așa că nu înțeleg unde e. Butonul ăsta nu există, de fapt. Ba da, mă, oho! Regele! Ce bun ești, mersi, 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 se spune des. De dat la găini. Bă! Mamă, na, poftim, deci uite, știu. Efectiv, Andrei e cel mai mare hater. Că asta e el la bază, hater. Că așa m-am cunoscut cu el. Cel mai enervat hater. El a fost. Și hater am rămas. Da, da, da. Da, Andrei, nu știu. Pe lângă hater sunt și frumos și elegant și căutat. Bă, lasă-mă, dar cine te caută, mă, pe tine, Andrei? Deci eu nu înțeleg cine te caută pe tine. Asta nu înțeleg eu. Teddy! Cum așa, chiar așa? Teddy a zis nu. Deci îmi pare rău, e minciună. Bă! Următorul buton! Unde-i, mă? Unde-i, mă? Unde-i, mă? Unde-i, mă? Următorul buton? Să vezi ce-l găsesc acum. Aha! Aha!
Aha! Oh, oh, da! Oh, oh, oh! Da, nu-i nimic aici, Andrei. Ba, firai tu să fii. Nu că-l găsesc, nu că-l găsesc, nu că-l găsesc. O să-l fac mândru, o să-l fac mândru pe Andrei. O să-l fac mândru. Uite, asta e simplu. Bă, ești prea bun, mă. Încă unul. M-am văzut pe val, cineva să mă oprească. Mamă, sunt prea bun, nu cred. Cum te le găsești așa repede? Mamă, sunt prea bun, deci nu ai cum, efectiv. Nu ai cum cu mine. Mamă, sunt insane, cineva să mă oprească. Ok, bun, mamă. Uite acolo o săgeată. Bun, deci fii atent, trebuie să urmărim săgeata. Cum facem asta? E întrebarea mea, Andrei 2010. Nicio problemă, pentru că avem și răspunsul. Fii atent, bam. Oh, perfectos, mamă. Ai o dată acolo, bun, încă o dată. Mamă, sunt pe val. Deci sunt pe val. Săracul Andrei în stare de șoc. Ia. Ai, cum era să fie acolo? Era prea tare. Ia. Fii atent. Haide. Ok. Nu. Dar ba da. Ia uite, ne urcăm aici. Fii atent, îl găsim chiar. Ai. Nu e aici. Sau? Ia vezi. Nu. Bă, trezi-mă, unde e? Opa. Ha? Nu. Bă. Bă, n-are cum, mă! Bă, ceva a greșit aici. Aici. Nu, deci nu se poate. Ba, Andrei, zi unde e. Unde e butonul, că nebunesc? Unde este butonul? Where is the button? Ok, ia stai. Să vezi că e mamă. Bă, e aici. Unde, mă, ia? Ia, mă, unde e aici? Ia, să vedem. Hopa, unde? Ia, arată. Bă, tu-ți bagi joc de mine, Andrei? Unde e? Nu, da, nu. Na, poftim. Deci el are chef de miștore, Andrei. Da, stai așa, că eu cred că știu unde e. Hopa. Să fie acolo, oare? Că ce sens are blocul ăla acolo, gen? Na, poftim, că nu e nici acolo, nebunez. Aha, l-am găsit. Eu l-am găsit. Ia-o pe asta. Mamă, level 24, Andrei. Mamă. Ce mai e de faptul că eu am găsit celălalt buton? Deci vreau să știu părerea ta oficială despre faptul că eu am găsit butonul. Nu e adevărat? Bă, nu. Nu e adevărat ce zici tu. Adică nu e adevărat faptul că nu e adevărat. Adică Teddy l-a găsit. Bă, lasă-mă, așa șmecher e, mă, Teddy. Deci Teddy e prea șmecher el de fel. Ok. Bă, lasă-mă. Pă, unde mă aici? Bă, ok, asta chiar e extremă. Deci asta chiar e o extremă nebună. Bă, frate! Ok, stai așa. Date. Și... bam! Nu! Ok, ușor. Bă, firai tu să fii! Pleacă-mă de aici! Pleacă-mă! Doamne! Aha! Ia să vedem, ia, cred că găsesc eu. Unde e, bă? Nu! Na, poftim. Ha, a zis el. Uite aici, ce, mă, ce? Da, eu l-am găsit. Ha, bă, mersi, Andrei, de ajutor. Sincer, chiar nu pot să cred că ești chiar atât de treabă, sincer. Deci chiar nu... Pai de cap. Bă, prea ușor. Deci e prea ușor, n-am ce să zic. E mult prea ușor. Bă, n-ai, mă, cum. Ba da, Andrei, nu te mai ajut? Da, de parcă. Da, vezi să nu. Bă, ia stai așa. Ia, că simt că e pe aici. Simt că e pe aici, fii atent. Stai că simt că e pe aici. Și bă, ia-o pe asta. Bă, ce dai, mă? Nu mai, deci nu mai ajut eu pe Andrei. Na, că stau aici non-stop și dansez. Ia să vedem cum se descurcă el fără mine. Mă, ce? Sunt în fața casei? Nu căutăm butoane sau ceva? Mă, bă, stai o secundă că sunt confuz. Andrei, ha. Mă, ce râzi, mă, așa? Eu am găsit ultimul buton și acum am ajuns la timp la serialul cu pești. Bă, și să nu mai spunem că am câștigat concursul, așa că hai. Fuguța și a 200 de pizza. Sigur, Andrei, sigur. Imediat mă duc să-ți cumpăr 100 de pizza. Hai, aștept. Da, imediat. Oameni buni, trebuie să fug repede din țară până nu se prinde. Nu am bani să cumpăr 100.